Astăzi vom vorbi despre... Da, mi-i drăguț. De ce avem nevoie de timp? Adică de a ține cont de... Ca să nu pară toate zilele la fel. To make things matter. Da. De ce e important să facem chestii la timpul lor? Și vom vorbi despre selectare de date personală, selectare de date de Feng Shui și selectare de date pe baza celor 64 de hexagram, Xuan Kou Dago. Și după ce vom vorbi așa despre niște elemente teoretice, vom face trei exemple practice. La cel puțin două dintre ele, nici eu nu știu soluția, așa că le vom descoperi împreună, dar veți vedea cum se procedează procesul exact. Da? Acesta nu este un curs prin care voi să învățați să faceți selectarea de date. Vreau să menționez acest lucru. Este un trailer pentru modulul 1 și 2. Exact, un teaser, da? Este un teaser pentru modulul 1 și 2, exact așa, de selectare de date pe care le vom organiza la anul. Este foarte important să vă dau niște repere. De exemplu, în Kuala Lumpur, când am fost la acest curs, marea majoritate au găsit acest curs ca fiind destul de greu, spre foarte greu. Deși cursul a fost foarte bine ținut de Dawson, marea majoritate au găsit cursul greu, deoarece nu studiaseră fie Pazi, fie Feng Shui și o minoritate nu studiaseră niciunul dintre ei. Sănătate. Deci, o să vedeți în teaserul acesta de azi de ce și cum ne folosim de Pazi și cum ne folosim de Feng Shui și cum le îmbinăm pe toate trei și de ce nu putem să învățăm selectarea de date înainte să avem noțiuni de bază de Feng Shui și de Pazi, fiindcă nu avem cum. Da, se leagă foarte, foarte strâns. Există o parte de teorie comună cu Pazi, există o parte de teorie comună cu Feng Shui și există o parte complet independentă de selectare de date. Vă voi prezenta principii din fiecare, dar scopul acestei întâlniri de azi nu este să vă învăț, ci mai degrabă să vă demonstrez. Învățatul în sine va lua două module, adică două weekenduri separat. Ce vreau însă să faceți, adică cu ce mă aștept însă să plecați de aici, este o înțelegere mai amplă. O înțelegere mai amplă a de ce ne e important, de ce e important să știm să facem asta. De ce foarte mulți oameni trec prin viață ca prin haos, ca și când joacă ruleta rusească, fiindcă exact asta facem. Da? În fiecare zi sunt tot felul de energii, sunt tot felul de lucruri care se întâmplă. Inclusiv fiecare două ore au energii diferite, zile, luni, ani. Da? Fiecare are propriul lui aport și normal că orice acțiune întreprinsă într-un anumit moment va da anumite roade. Dacă nu folosim absolut deloc această selecție de date, lucrurile vor fi undeva la mijloc, average. De fapt, nu atât de mult average, cât mai degrabă sub average, deoarece există mai multe date proaste și mai multe stele proaste decât stele bune. Deci nu e chiar mediu, e chiar mediu spre ușor prost. Dar vestea bună este că noi oricum suntem acolo. Da. Deci ca să profităm de la bun. Ideea este că fără a cunoaște această selectare de date, asta este ce trăim. Asta este, viața noastră este rodul acțiunilor făcute în marea majoritate în datele proaste. Deci ceea ce noi numim viața noastră normală este viața noastră pe selectare de date proaste. În două treimi din timp. Vestea bună este că nu suntem obișnuiți cu asta. Asta este standardul nostru, fiindcă nu cunoaștem altceva. Asta înseamnă că impactul potențial al unei selectări de date bune, acum, pentru ce selectare de date? Nu o să selectăm date pentru orice chestie, dar pentru lucrurile majore. O să vorbim care sunt ale. Pentru lucrurile importante, pentru lucrurile majore, dacă selectăm date bune, impactul poate să fie foarte, foarte, foarte diferit. Așa că asta este ceea ce aș vrea să vă arăt astăzi. Exact cum și de ce
anumite date pot avea impact, cum ne putem da seama de acel impact, cum putem selecta niște date bune și ce ne așteptăm să se întâmple și de ce. Da, ești convingătoare. Bun. Întâi, am observat că tendința naturală și aici, dar și acolo, este ca selectarea de date să aibă o importanță percepută mai mică decât selectarea locației. Cu alte cuvinte, Feng Shui va atrage mult mai mulți oameni decât va atrage selectarea de date. De exemplu, în 2018, când am fost la Academia de Feng Shui în Singapore, erau acolo 2500 de oameni. Hmm? 2500. Ai un număr de meșmăria? Da. Erau oameni din vreo 56 de țări, ceva de genul ăsta. La cursul acesta de selectare de date, cred că eram 30. Da, dar n-am fost ținut de ce. Nu contează. Și apropo de selectare de date, de ce n-au selectat o dată sau a fost o combinație de locație și date ca să atragă mai mulți oameni? Că bănuiesc că dacă au făcut cursul, vreau mai mulți oameni, mai mult de 30, când se poate 2500. Nu e o chestie de selectare de date. Selectarea datelor pentru cursul acesta a fost ok. Uh-huh. Ideea este că, pe de-o parte, este un fel de prerechizită să știi niște lucruri și atunci se face oarecum o selecție. Și sunt mulți oameni care fac, să zicem, nivelul basic. Bine, dar din aia 2500 care au fost la Feng Shui, puteau să vină jumate măcar și tot era... Sunt de acord cu tine. Că ei știu de selectare. Dar nu... Da, până la un punct. De acord. Dar exact asta este ceea ce voiam să demonstrez. Faptul că noi avem tendința să punem mult mai mult accent pe lucrurile vizibile decât pe cele mai puțin vizibile. Ok? Timpul e o chestie extrem de abstractă în comparație cu spațiul. Da? Dacă eu mă uit la așa ceva sau vă arat așa ceva, e foarte ușor de conceptualizat. Nici măcar nu trebuie conceptualizat, că îl vezi, îl palpezi, îl simți, îl miroși, da? Poți să folosești foarte multe simțuri. Când vine vorba de un obiect, când vine vorba de spațiu, când vine vorba de materie. În momentul în care vine vorba de timp, nu prea. Deci este foarte greu de conceptualizat și din acest motiv e foarte greu de luat în considerare, fiindcă pur și simplu se pare mult mai puțin important. Dar nu e atât de prezent în viața ta. Dar acest lucru este o chestie pur biologică, pur perceptuală, nu are nicio legătură, absolut nicio legătură, cu realitatea obiectivă. În realitatea obiectivă, în fizica noastră de zi cu zi, credeți că spațiul e mai important decât timpul? Nu. Da? Continuumul spațiu-timp este făcut din spațiu și timp și amândouă sunt la fel de importante. Sunt ambele fațete ale aceleiași monede. Ideea este că noi, din punct de vedere biologic, suntem mult mai bine echipați să percepem spațiu decât timp. Din punct de vedere energetic, și asta s-ar putea să vreți să țineți minte, cei cărora vă va veni mai ușor să faceți Feng Shui, veți fi cei care aveți pământ în hartă. Sau foc și pământ în hartă. Cu atât mai mult cu cât focul și pământul vă sunt benefice. De ce? Păi, pământul are legătură cu proprietatea, are legătură cu casa. Dacă aveți ceva pământ pe acolo, va exista noțiunea asta în mintea voastră. Da? Veți avea o rezonanță cu chestia asta. N-aveți deloc pământ, nu vă atrage. Dacă vă este benefic pământul, tot există o atracție. Dar tot trebuie să fie prezent în hartă, măcar într-o mică măsură, ca să îl înțelegeți, ca să vă simțiți atrași de el. Dacă aveți mult foc și pământ, atunci vă vine absolut natural. Asta în legătură cu Feng Shui. E bine, asta are legătură cu spațiul. Dar timpul, cu ce credeți că are legătură? Cu metalul. Nu, cu metalul. Da? Fiindcă avem cer și pământ. Pământul, evident, are legătură cu pământul. Da? Dar cerul are legătură cu metalul. Metalul are legătură cu conexiunea cu divinitatea. Deci, pe ce vreau să pun accent? Pe percepție.
E o chestie de percepție, o chestie de diferența pe care o au aceste elemente la nivel de realitate obiectivă și cum spun, importanța subiectivă pe care noi o acordăm acestor lucruri. Fiindcă importanța pe care o acordăm va fi proporțională elementelor pe care noi le avem în hartă sau care nouă ne sunt benefice. Avem metal în hartă? Perfect. Vom rezona foarte bine cu ideea de timp. Vom rezona foarte bine cu ideea de lucrurile care să fie la timpul lor. Bine, din nou, depinde dacă acel metal este sau nu benefic. Dar ideea este că trebuie să existe întâi în hartă. Dacă ne este benefic și există în hartă, vom percepe foarte bine partea de timp. Nu ne e benefic sau nu-l avem în hartă, nu vom avea cine știe ce rezonanță cu el. Mai rămâne și pentru acupunctură, să nu zici. Păi, astea sunt de acupunctură. Okay. Da? Acupunctura are legătură cu foc și metal. Mm. Și cu apă, în ideea în care, ca să înveți acupunctură, trebuie să înțelegi partea de înțelepciune și profunzime din spate. Mm. Și atunci, acupunctura e așa un pic mai apă, foc, metal, ceva de genul. Ca să nu se supere nimeni. Păi nu, dar așa e. Așa e. Ok. Da? Bun. De ce timp? De ce atenție la timp? Hai să ne gândim în felul următor. Chestiile astea palpabile. Când vine vorba de Feng Shui, când vine vorba de orice lucru de genul, să muți o masă, un pat, să stai undeva într-o clădire, da? Efectiv, chestia asta solidă, aveți idee cam cât la sută din univers e reprezentat de ea? Puțin. Da, dar cât de puțin? Cât de puțin? Infinite. Mai mult decât. Câteva procente. Mai puțin de 1%. Da? Mai puțin de 1%. Da. Din cauza că din tot ce înseamnă masă solidă din univers, doar 20% este așa ceva. 80% este doar hidrogen și heliu care sunt libere în spațiu. Și totuși, ok, bun, avem această masă solidă. Hai să vreau să vă dau așa o mică perspectivă ca să înțelegeți de ce vorbim despre timp și de care este importanța lui. Fiindcă mi-ar fi foarte ușor să intru în metodologie și în exemple și așa mai departe. Dar știți care e chestia? Am observat ce se întâmplă. V-am predat la partea de Feng Shui selectarea de date? Da. Mai puțin de un sfert dintre voi aplicați. Dată, da, mult, patru, mare, da? De ce? Din cauza că nu aveți perspectiva, nu aveți impact. Fiindcă e foarte simplu, da? Acolo este steaua, dacă acolo este steaua, acolo este sectorul, acolo este patru, tot este spațial. N-am metal, nu mai contează, da? Nu, oricum nu sunt obișnuit să fiu atent la acel ceva. Bun, ei, ideea este că vreau să mergem un pic dincolo de realitatea biologică către realitatea obiectivă. Cum ziceam, era o chestie interesantă, ceva de genul. Din tot ce există, asta este ce știu. Ce știi tu? Ce știu. Asta... Ce știu că nu știu. Iar asta... Ce nici măcar nu știu, că nu știu. Ok. În anii 70, niște fizicieni au observat că modelele lor despre univers erau foarte un pic distorsionate față de ce observau ei. La modul că poate mulți dintre voi știți că forța gravitațională e proporțională cu masa. Okay? Deci, un obiect, dacă îi știi masa, știi ce forță gravitațională exercită și de aici sunt niște calcule relativ simple vis-a-vis de cum să spun, cum gravitează, cum gravitează planetele în jurul unui soare sau cum se învârte o galaxie în funcție de masa ei aproximativă și așa mai departe. Ei,
Ideea este că au observat următoarea anomalie. Au observat anomalia că analizând diverse galaxii, le dădeau niște erori de calcule, dar nu de genul 0, ci de genul de 4 ori mai altfel decât trebuia. La ce mă refer? Galaxiile n-ar fi trebuit să se poată învârti cum se învârt. Din simplu fapt că dacă puneau la oaltă masa calculată a tuturor stelelor și planetelor din galaxie, nu exista suficientă masă încât acea galaxie să se învârtă. Da? Și cel puțin nu cu acea viteză. Deci, cu alte cuvinte, ce au observat ei, ce au fost forțați să realizeze, este că există, într-un fel, mai multă masă decât aia pe care o vedem, fiindcă altfel nu există explicația cum de acea galaxie să se învârte cu acea viteză și să aibă acea coeziune. Fiindcă, în mod normal, ar fi trebuit să se învârte mult mai încet, să fie mult mai împrăștiată, fiindcă nu era explicația acolo. Și se puteau face acele comparații. Dar, adică era de 4 ori mai multă masă decât era vizibil. Și atunci ce s-a întâmplat? Ei au fost forțați să realizeze că de unde noi credeam că Universul este, să zicem, 100% masă asta pe care o vedem, de care ziceam că din această masă cam 25% sunt chestii de-astea concrete, solide, elemente altele decât hidrogen și heliu și 3/4 sunt hidrogen și heliu, de fapt lucrurile stăteau foarte diferit. Și atunci din acest 100% au trebuit să concluzioneze pe baza calculelor că aproximativ doar 25% este masă concretă și 75% ei au zis dark matter. Dark fiindcă nu se vede. Da. Deci asta era calculată. Deci, noi nu putem să știm despre acest lucru. Noi nu putem să îl înțelegem, să îl palpăm, să îl simțim, să îl percepem în vreun fel. Asta pur și simplu este la calcul. Atât. Noi nu avem instrumente altele decât cele matematice să percepem acest lucru. Adică e un ceva de genul, restul nu poate fi decât... Nu, dark matter chiar nu, deci e palpabilă, da. E masă, da? Și are o energie colosală. Da, dar nu, nu simți, nu vezi, nu palpezi, nu miroși, nu detectezi în niciun fel. Se produce. Vizibil, pentru în alte spectre, în alte... Păi nu, măsori, 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 dar nu în cel lucru pe care urmăm la telescop. Nu e vorba doar de vizibil. Nu e vorba doar de vizibil, că și microbii în spectru vizibil nu sunt, decât dacă îi pui la microscop. Ceva micrograme. Da. Deci e vorba despre faptul că nu e palpabil. Ideea este însă că e de 3 ori mai mult decât asta. Adică nu e ceva de genul, domnule, e un atom la nu știu câte miliarde. Nu! Pentru fiecare atom de masă de asta obișnuită, avem 3, whatever that is, că nici măcar nu putem să le spunem atom, că nu știm ce e, e ceva care se constituie în această masă de de materie de care nu știm absolut nimic. Okay? Și să ținem cont că, de fapt, din acest 25%, cam un sfert sunt, de fapt, masa aia reală, da? Adică masa vizibilă, asta, da? Perceptibilă. Restul sunt chestii de genul hidrogen, heliu, care plutesc așa în univers și aia e. Numai că, după aia, vreo 10, 15, 20 de ani mai târziu, au mai făcut ei niște calcule și au observat următorul fenomen. Că dacă ne imaginăm un univers în care există timp și spațiu și există această forță gravitațională, orice două obiecte aflate la o distanță, oricare ar fi ele, oricare ar fi acea distanță, deoarece exercită o forță gravitațională unul asupra celuilalt, ar trebui să se atragă. Corect? Dacă nu e nimic între care să le ține de parte. Nu există. Da? Deci, două chestii, două stele, două planetă și o stea, două planete, orice obiecte, câtă vreme au masă, exercită o forță gravitațională. Da? Deci, pe acest principiu, tot Universul, cu toate galaxiile, ar fi trebuit să fie într-o mișcare de convergență. De amplitare.
E, ce au observat ei pe baza fenomenului Doppler este că, de fapt, Universul se expandează. Și nu doar că se expandează, dar se expandează accelerat. Pe principiul din fizică, că forța egal masa ori accelerația, există o forță activă, prezentă, care îndepărtează și mai mult planetele unele de celelalte. Deci, pe lângă toată această poveste, mai avem încă ceva, Dumnezeu știe ce-o fi acel ceva, care este Dumnezeu știe ce. Dar acel ceva este cel mai ciudat lucru din univers, fiindcă măcar aici, la această materie, măcar asta, nu o vedem, nu o percepem, nu știu ce, dar măcar respectă legile fizicii pe care o cunoaștem. Măcar există, măcar generează gravitație. Are o forță, are o constantă, are o ceva. Da, există. E bine, noi nu cunoaștem acel ceva, orice ar fi, care face ca lucrurile să se respingă. Noi nu cunoaștem în acest spectru ceva care să genereze o repulsie. De genul, vrei să levitezi, da, ar trebui să faci, nu doar să anihilezi gravitația, ci să o faci să fie invers. Noi nu cunoaștem. Ba da, avem poli magnetici. Ai forța electromagnetică, dar e slabă, nu se poate propaga pe asemenea. Aia e altceva. Aia e altceva. Noi nu vorbim de forță electromagnetică. Noi nu vorbim de a respinge doi poli magnetici, noi vorbim de a respinge materia. Da? Deci nu e vorba de poli magnetici, este vorba de cum împingi materia fără să interacționezi electromagnetic cu ea. Da? Și ei au descoperit, au denumit chestia asta dark energy. Din nou, că nici măcar nu puteau să-i spună materie, că nici măcar nu era materie. Okay? Și atunci, din toată povestea aceasta, ce a rezultat? A rezultat următoarea diagramă super științifică care zice așa. Ceva de genul ăsta dark energy. Ceva de genul ăsta dark matter. Asta este ceea ce noi percepem ca fiind masă, aia care e gen vizibil, da? Care asta este cam 5% din tot. Iar noi ce percepem acest ceva, pe care putem să punem mâna, pe care să așa, e cam 1%. Hmm? 4% fiind aici hidrogen heliu. Deci, iată cam care este înțelegerea noastră, înțelegerea noastră științifică despre universul în care suntem și în care putem și ce se întâmplă. Ok? Aproape 3/4 sunt lucruri despre care nici măcar nu înțelegem cele mai fundamentale lucruri. Nu știm nimic decât că există un fel de forță antigravitațională. Cum funcționează aia? Pe ce se bazează? Noi abia dacă înțelegem povestea cu spațiu-timp, adică abia dacă au trecut 100 de ani de la E egal MC pătrat, să înțelegem acolo niște chestii. Și acolo, și în zona asta de materie, avem niște probleme absolut fundamentale, fiindcă nu am ajuns la o înțelegere unificată. Da? Sfântul Graal al fizicienilor este acea teorie unificată a legilor fizicii, în care cele 4 forțe fundamentale să fie oarecum reunite într-un model unificat. Ok? N-am ajuns nici măcar acolo. Deci noi n-am ajuns să unificăm astea. Dar aminte să înțelegem cu ce se mănâncă asta. Dar aminte să înțelegem cu ce se mănâncă asta. Ok? Bun. Ce treabă are asta cu selectarea de date și cu toată povestea? E bine, are. Deoarece din această perspectivă venind, ideea este să înțelegem că empiric s-au înțeles niște lucruri. La fel, empiric s-au înțeles și acestea. Din perspectiva orientală, există niște principii pe care nu trebuie să fii un geniu ca să le înțelegi. Respectiv, dacă vrei să ai succes, este bine să te aliniezi legilor universale. Dar acum, ce înseamnă să te aliniezi legilor universale?
Dawson a spus o chestie la curs, la cursul de selectare de date, care pentru mine a rezonat foarte puternic. Știți care este legea sau limbajul universului? Timp și spațiu. Deci, dacă vrei să comunici, dacă vrei să comunici cu un câine, da? Ce înțelege un câine? Afecțiune, mâncare, da, dincolo de asta nu înțelege mare lucru, nu poți să ai dezbateri științifice. Bine, mie mi se mai întâmplă să am dezbateri științifice, că nu mă contrazice și atunci e ok. Dar el nu înțelege, deci eu nu pot să vorbesc pe un limbaj altul decât al lui. Dar el e totuși un mamifer. Dacă ne ducem către alte microorganisme, cum poți să comunici cu un melc sau cu o plantă? Păi, limbajul unei plante este lumină și apă. Okay? Nu poți să vorbești cu ea, nu poți să ai o interacțiune de genul afecțiune sau chestii de genul ăsta. Okay? Dar ea înțelege apă, nutrienți, lumină. Okay? Dar în momentul în care vine vorba de univers, la modul general, okay? Cum putem să comunicăm? Cum putem să comunicăm în termeni de dacă noi ne dorim un anumit rezultat? Noi vrem să avem succes. Dacă vrem să avem succes din punct de vedere, nu știu, să zicem, financiar, la nivel de pământ, okay, există niște reguli. Trebuie să învățăm limbajul afacerilor, investiții, economie și mai departe. Înveți limbajul. Dacă vrem să interacționăm cu energia corpului uman, poți să înveți acupunctură, reiki, orice alte lucruri. Înveți limbajul respectiv. Dar toate acestea sunt un fel de dialecte, sunt un fel de mici segmente din acel ceva mai mare care nu surprind întreaga poveste, nu surprind întreaga imagine. Ei bine, toată povestea cu selectarea de date este menită să aducă împreună toate dimensiunile pe care noi le cunoaștem vis-a-vis de comunicarea cu Universul, în sensul de a vorbi limbajul universal. Și atunci ideea este că limbajul universal, pe ideea de cer, om, pământ, pământul este spațiu, cerul este timp. Puteți să vă gândiți în felul următor, da? Pământul are legătură cu Feng Shui. Are legătură cu dispoziția spațială. Într-o casă, ținem cont de sectoarele respective, ținem cont de cum este poziționată casa. În Feng Shui ținem cont de orientarea casei față de punctele cardinale. Ținem cont de dispoziția celorlalte structuri externe. La modul munți, ape, forme de relief, forme bune, forme proaste, interne, externe și toate alea. Dar toate au legătură cu spațiul. Însăși, ideea, reperul fundamental din Feng Shui e luopan. Iar acel luopan ce face? Este o busolă, deci ne arată spațiul, ne arată orientarea față de niște repere spațiale. De aceea pământul are legătură cu spațiul. Cerul are legătură cu timpul. Dacă ne gândim la cer, dacă ne gândim la divinitate, noi când am venit aici ne-am născut într-un anumit moment. Acel moment este cel care ne dă harta noastră pață. Iar acea hartă pață este cea care ne codifică toate evenimentele și trăsăturile și tendințele și dinamicile de-a lungul întregii noastre vieți. Ele nu s-au întâmplat încă, dar succesiunea lor și când anume se vor întâmpla este dată de pață. Deci de-aia cerul are legătură cu timpul. Iar acum omul are legătură cu acțiunea. Acțiunea care trebuie să țină cont de spațiu și de timp. Dar mai există o dimensiune. Să zicem dimensiunea spirituală. Care are legătură cu intenția. Asta, de exemplu, în metafizica chineză, este adresat de Qimen.
Asta, cum am zis, are, este adresată de pață. Asta este adresată de feng shui. Bine, și tot aici, evident, pață, de fapt, este... Nu este singurul în povestea asta, ci mai este acest țeri. Țeri este, de fapt, ce noi denumim selectare de date. Ok. Dar, după cum veți vedea, această selectare de date ce face este că ține cont și îmbină toate aceste lucruri. La care se poate adăuga și cimă. Opțional. Între cer și pământ, care este yin, care e yang? Cerul este yang. Cer este yang. Da? Dacă ne ducem la nivel fundamental, când vorbim de trigrame, trigrama care arată cerul este cu trei linii yang. Da? Asta este cer. Care arată cer. Când vorbim de pământ, vorbim de kun. Asta este yin. Asta este yang. De ce ne interesează acest aspect? Ne interesează deoarece yin este pasiv. Yang este activ. Yang are legătură cu acțiunea noastră. Yang are legătură cu noi având control. Noi luând inițiativă. Noi făcând ceva. Ce relevanță are asta? În momentul în care vorbim de țării, deoarece asta are legătură cu timpul și cu cerul, asta este yang. Asta înseamnă ce? Asta înseamnă că ne permite să acționăm și să fim în control. La ce mod? Înseamnă că putem să acționăm la modul în care să unificăm toate aceste lucruri. Putem să acționăm pe fiecare din ele. Adică e ceva de genul. Fiecare din astea, da, poate să fie la un anumit nivel și să fie oarecum cea care este, cea care, cum să spun, suportă acțiunea făcută de asta. La ce mă refer? Păi, dacă, de exemplu, ne referim la partea de pământ, la partea de Feng Shui. Feng Shui ne spune, ok, e benefic să. Să ce? Să dormi acolo, să, eu știu, sectorul cu tare e benefic, sectorul cu tare e mai puțin benefic. Dar e o matter of fact, este o stare dată. Ce ne permite țării să facem este să acționăm, să selectăm ce facem în legătură cu acel ceva. Să beneficiem de pe urma acelui spațiu. Adică, când ne mutăm acolo, când activăm zona aceea, când facem ceva care să o implice, dar noi facem, fiindcă ne ducem în zona aceasta yang. Și atunci, partea de Feng Shui este cea pasivă, este cea care primește, cea care recepționează această acțiune. În momentul în care vorbim de om, da, și vorbim de acțiuni, fără legătură cu Feng Shui, ce fel de acțiuni putem să facem? Putem să facem tot felul de acțiuni, de genul. Nu ne interesează acum de genul acțiuni, chestii pe care le facem zilnice, când ne luăm micul dejun sau când luăm prânzul sau, sau când facem alte aspecte de genul ăsta, ci ne interesează lucruri foarte importante. Că n-o să ne alegem, să zicem, azi, în următoarele 3 zile, nu e benefic pentru mine să mănânc. Nu este un interval de timp bun. Da? Dar evident că trebuie să mănânc în fiecare zi. Dar nu se întâmplă în fiecare zi că semnezi un contract important. Sau că lansezi o campanie de marketing. Sau că te muți în casă nouă. Sau că te căsătorești. Sau că faci lucruri care au o importanță deosebită. În momentul în care faci un lucru care are o importanță deosebită și are posibilitatea să-ți afecteze viața într-un fel semnificativ, atunci ăla merită să fie subiectul unei selectări de date. Și atunci aceste acțiuni devin yin și selectarea de date devine yang. În sensul în care selectarea de date
este cea care este în control. Ne spune când și cum să întreprindem această acțiune. La fel și partea cu pațâul. Aici avem timp versus timp. Dar aici e doar o percepție, fiindcă pațâul ne spune ești pe pilot automat, asta este ceea ce poate să se întâmple, asta este ceea ce se va întâmpla, ți se va întâmpla, sau este probabil să experimentezi, dacă tu nu faci nimic. Dar poți să faci lucruri, ok? Adică poți să iei inițiativa. De ce? Din cauza că există această dimensiune care și ea este tot umană. Și ea este deasupra acestora. Deci dacă eu îmi asum liberul arbitru, dacă eu spun, ok, eu nu vreau să trăiesc pe pilot automat, dacă eu spun, ok, am primit această hartă cu aceste caracteristici, dar eu vreau să ies din această poveste, pot să fac ceva. Ok? Și asta înseamnă ce? Țin cont de ce mi s-a dat, țin cont de acea hartă, dar țin cont de ea la modul la care înțeleg că există portițe. Există anumite momente în care, dacă întreprind o acțiune, dacă iau controlul, acele portițe amplifică ceva. Amplifică fie o energie bună, fie o energie mai puțin bună. Dacă nu iau o decizie conștientă, atunci sunt, cum să spun, martorul pasiv al vieții mele. Observ că lucrurile mi se întâmplă. Știți că v-am zis eu că e povestea cu 33% pață, 33% acțiuni și 33% feng shui? Da, bun. În realitate, de fapt, e un fel de 95% pață și 5% rest. De ce? Din simplu fapt că marea majoritate a oamenilor trăiesc pe pilot automat. Și atunci, dacă treci pe pilot automat, normal că îți vei trăi pațâul. Și conform pațâului tău, ce vei face? Vei ajunge în casa care rezonează cu pațâul tău, fiindcă trăiești cum îți vine. Dacă trăiești cum îți vine, pațâul atrage feng shui. A, știi feng shui? Ok, dacă știi feng shui, atunci poți să ieși din această schemă și să-ți alegi în mod activ unde stai, în ce casă, cum e dispusă și așa mai departe. Și atunci înseamnă că ieși un pic din acel pațâ. Pațâul poate să însemne n-ai succes în relații sau ai o sănătate proastă sau Dumnezeu știe ce. Dar dacă ieși un pic din această schemă și îți exerciți liberul arbitru, aia înseamnă că poți să controlezi, de exemplu, partea de feng shui. Și atunci, conform pațâului tău, să zicem, ar trebui să fii bolnav, dar deoarece tu ți-ai ales un feng shui bun, nu mai ai această problemă. Că ai ieșit din povestea. La fel și cu acțiunea. În mod normal, pațâul înseamnă că anumite lucruri îți vor fi benefice. Și alte lucruri nu îți vor fi benefice. Anumite lucruri îți vor fi naturale. Alte lucruri nu îți vor fi naturale. În pață, când vom începe cursurile în toamnă, veți vedea că există așa numitele, să zicem, categorisiri de hărți. Hărți mai bune, hărți mai proaste, hărți foarte bune, hărți foarte proaste. Știți la ce se rezumă toată povestea asta? Hărțile bune înseamnă că dacă omul nu face nimic, tot va fi fericit. Și sănătos, și împlinit, și nu știu ce. Adică el poate să se culce pe ureche, deoarece tendințele lui date de hartă îl vor duce într-o destinație bună. Îi vor aduce în mod natural împlinire, echilibru, sănătate, fericire, relații bune, tot ce înseamnă fericire. Da? Va avea suficiente resurse, va avea o atmosferă emoțională, interioară, bună, va avea o viață frumoasă, fără ca el să facă ceva. Hai să zicem karma. Okay? Hărțile proaste sunt cele în care dacă omul nu face nimic, va fi bolnav, nefericit, cu tot felul de dezastre, cu tot felul de căderi, cu tot felul de lucruri negative care se întâmplă. Dar asta nu înseamnă că noi suntem sclavii hărții noastre. Asta înseamnă doar ce se întâmplă dacă noi suntem pe pilot automat. Și atunci, ce se întâmplă? Noi putem să facem un pas în spate, să spunem, ok, eu am liberul meu arbitru și atunci, în momentul în care mă uit la harta mea și văd încotro mă duce, pot să decid, nu vreau să ajung acolo. La ce mă ajută pață? Îmi decodifică, îmi spune
ce trebuie eu să fac ca să ajung să fiu fericit, deși harta mea m-ar face nefericit? Și se poate. Problema este că definiția unei hărți proaste este că cu cât e mai proastă, cu cât acțiunile care duc către ceva pozitiv sunt mai nenaturale. Trebuie să te lupți mai mult cu tine însăți să faci acele lucruri care te fac să te simți bine. Știți cum e, de exemplu, dacă luăm un exemplu extrem, da? Un om care se droghează. Tendința lui naturală este să se ducă să se drogheze. Îi face bine? Evident că nu. Știe și el. Știe și el, dar nu contează. El, tendința oare să facă chestia. Okay? Există droguri și droguri. Una este să fie fumatul sau, eu știu, pofta de dulciuri sau să fie o dependență emoțională sau o dependență de televizor sau de jocuri. Totul altă este să fie dependența de cocaină sau heroină sau alte droguri de genul ăsta. La fel și cu harta pață. Cu cât e mai proastă, cu atât drogul e mai puternic. Cu atât atracția către lucruri nasoale este mai mare. Pe de altă parte, întotdeauna avem acel liber arbitru. Deci întotdeauna dacă ne folosim acest liber arbitru, indiferent de cât de proastă este harta noastră, putem să ne folosim de ce derivă de acolo ca fiind lucruri bune, astfel încât să putem să schimbăm viața respectivă. Am observat însă în practică cât de greu poate să fie acest lucru pentru unii oameni. Bine, am observat în practică și că unii oameni reușesc performanța să aibă o hartă foarte bună și să o facă prost. Adică să o, există această performanță și umană. Și invers. Da, și invers, da. Exemplele inverse ne interesează. De exemplu, Joey are o hartă proastă. El nu are, teoretic, dacă el nu ar fi făcut niște acțiuni foarte intenționate, foarte deliberate, el ar fi trebuit să fie foarte sărac. El are o hartă de genul cea unui contabil. Bine, de fapt asta a și studiat. El are o pregătire de contabil la bază. Da? El are o dar harta lui e ceva de genul un om care e înconjurat de bani, dar banii aceia nu sunt ai lui. Știți cum sunt casierii la bănci? Că trec prin mâinile lor miliarde și ei nu fac decât să-i numere și pleacă acasă cu un salariu de nimic? Cam așa. Da? Pentru cei care știți cât de cât pață, este momentul în care ai foarte mult wealth, dar nu ai un demester suficient de puternic cât să controlezi acel wealth. Asta e harta lui Joe. Și totuși, Joey este multimilionar. Deci ce a făcut el ca să iasă din acea hartă? A făcut o muncă uriașă de cercetare, că practic ce trebuia el să facă? El trebuia să își creeze suficientă putere în stăpânul zilei din față, încât să aibă puterea să controleze banii aceia, care altfel i s-ar fi scurs printre degete. Și știți ce a făcut? Motivul pentru care avem... Asta mă întrebam. Motivul pentru care avem acces la toate aceste cursuri este că el a făcut extrem de multă cercetare. Știți care este performanța în toată această poveste? El nu prea are în hartă acel resource. Deci, pentru el este complet anti-intuitiv să facă chestia asta. Și gândiți-vă câtă cercetare a trebuit el să facă dacă el a scris 170 de cărți. Deci, vă dați seama pentru cât a scris, cât a trebuit să cerceteze. Câți ani are? 45, 46. Și a scris 170 de cărți, da, 46 ani. Și am văzut că nu a scris subții. Da, exact. Da. Bine, sunt foarte multe chestii care se repetă, se regăsesc în foarte multe cărți, sunt multe cărți de referință. Și acum are oameni care lucrează pentru ele. Dar totuși, hai să zicem 170, ok, bun, 30 de cărți. 10, 5, câteva, da? Oricum este absolut imens. Miracolul nu este asta. Miracolul este că lui a venit extrem de nenatural. Dar el este un om care s-a hotărât că el nu va fi captivul hărții lui de pață. Deci el s-a axat pe această acțiune umană. Ori de aici începe toată povestea. Aici începe povestea noastră, fiindcă acțiunea, decizia, liberul arbitru, înseamnă, ok, ce pot eu să fac? Legile universale, nu pot să le schimb.
toți avem 24 de ore în aceeași zi, cu toții suntem constrânși de pațâul nostru, cu toții suntem constrânși de feng shui-ul nostru, dar undeva în toată această plăcintă avem un X% acolo care e libertatea noastră de a alege. E libertatea noastră de a alege ce facem, când facem, când aplicăm anumite lucruri. Iar această libertate înseamnă că în funcție de alegerile noastre, lucrurile se vor duce în sus sau în jos. Ok? Ei bine, de ce acest întreg preludiu? Fiindcă este extrem de importantă nu metoda, că metoda se învață. Este importantă înțelegerea motivației. De ce să apelăm la așa ceva? E înțelegerea ansamblului că limbajul universal este cel care ne ajută să obținem ce vrem. Dacă vrei să vorbești cu o plantă pe limbajul ei, la modul că vrei să obții de la ea ce? Să fie frumoasă, ca să te poți bucura de ea. Trebuie să vorbești pe limbajul ei. Asta înseamnă, limbajul ei înseamnă hrană, adică pământ, nutrienți, apă și soare. Degeaba o rogi să crească. Dacă n-are lumină, apă sau nutrienți, nu o să crească. Dacă ai un animal de companie și vrei să te bucuri de el, vrei să, nu știu, da, să ai o interacțiune plăcută cu el, trebuie să te adaptezi limbajului lui. Dacă ai un copil, trebuie să te adaptezi limbajului lui. Păi dar aminte că vine vorba de univers. Dacă vrei ca universul să te susțină și dacă vrei ca energia lui, asta, dark energy, dark matter, despre care nu știm absolut nimic, sau aproape nimic, dacă vrei ca aia să lucreze pentru tine, trebuie să-i înveți legile. Ei bine, asta este ceea ce ne oferă metafizica. Asta este ceea ce ne oferă metafizica prin a înțelege măcar această dimensiune de timp și spațiu și energie. Nu există niște teorii științifice care să explice de ce influența stelei X e cu tare. Dar nu avem nevoie neapărat de așa ceva. Sunt niște observații empirice. Câtă vreme există aceste observații, câtă vreme există aceste legi, ne folosim de ele, le luăm ca atare. Ideea este că există. Și slavă Domnului că Universul nu își schimbă legile. Ce obțin nu în intervalul timp al unei vieți umane. Și atunci chestiile devin previzibile. Asta înseamnă că, imaginați-vă, sunt niște jocuri, nu știu dacă ați văzut. Sunt niște jocuri în care e ceva de genul, dacă ăsta este ecranul, da, și ai aici o, să zicem, pământ și ai un omuleț care umblă pe aici așa, da? Și aici trebuie să ajungă să sară o prăpastie. Și există, eu știu, diverse chestii, da? Care se duc în sus și în jos. Și ideea este că el, ca să treacă de pe partea asta pe partea asta, el trebuie să sară prin chestiile alea sau să sară pe o platformă, da? Trebuie să se sincronizeze. Da? E, exact asta se întâmplă. De exemplu, Qimen, definiția de la Qimen Tunția, traducerea, este porțile misterioase care ascund generalul. Partea cu ascunderea generalului este din cauza că Qimen Tunția era la origine, acum 3000 de ani când a început să fie folosit, o artă metafizică de război, de strategie de război. Dacă înțelegeți aceste aspecte și citiți Sun Tzu, Arta Războiului, o veți înțelege cu totul altfel. Fiindcă, deși are o aplicabilitate cât se poate de clară, cât se poate de pragmatică, dincolo de asta are o aplicabilitate cât se poate de metafizică de asemenea. Fiindcă acolo vorbește de a cunoaște terenul, de a cunoaște momentul când să ataci. Puțin știu însă că Sun Tzu folosea Qimen Tunția pentru asta. Și a fost folosită mii de ani pentru asta. Dar bineînțeles, ca orice strategie de război și, de fapt, ca orice zonă din metafizica chineză, în 95% din toată istoria metafizicii chineze, cu absolut toate ramurile, Paț, Feng Shui, Qimen, acupunctură, fitoterapie, ce vreți voi, oricare din astea, 95% din toată istoria lor, au fost extrem de secrete. Au fost rezervate unei elite. Noi trăim într-o eră în care aceste informații sunt la liber. Este un, cum să spun, un desfrâu informațional. Fiindcă, în mod normal, existau foarte puțini oameni care de obicei erau consilieri imperiali, care să aibă acces la așa ceva. Dintr-un motiv foarte simplu. Păi dacă și inamicul are acces la așa ceva, normal că va folosi aceste legi împotriva împăratului.
ceea ce nu se vrea. Ok? Deci, la ce se referă Chimel? Porțile acelea, porțile misterioase care ascund generalul. Porțile acelea se referă la timp și spațiu. Fiindcă dacă ești la momentul potrivit, timp, în locul potrivit, spațiu, și faci acțiunea potrivită, da, evident, acțiunea, atunci șansele de succes sunt foarte mari. Dacă nu, dacă faci când ți se când îți vine ție pe chelier, atunci e ruletă rusească. De fapt, dacă faci chestiile astea când îți vine ție pe chelie, nici măcar nu e atât de mult o ruletă rusească, factorul determinant devine pațâul tău. Dacă în pațâul tău șansele să ai succes sunt foarte mari, vei avea succes. Dar tu nu vei ști, tu nu vei înțelege faptul că motivul pentru care atunci te-ai gândit să acționezi este de fapt fiindcă pațâul tău te-a codificat la nivel subconștient să rezonezi cu momentul în care se întâmplă chestia asta. Da? Să ai succes când pațâul tău spune că o să ai succes, nu este nimic special. Să ai succes când pațâul tău spune că n-ar trebui să ai succes, aia e special. Da? Deci, despre ce vorbesc aici este despre modalitatea de a ieși din karma noastră. De a ieși din constrângerile noastre. De a avea mai mult succes deoarece înțelegând această trinitate, putem să ieșim în afara ei. Dar ca să facem chestia asta, trebuie să ieșim de pe pilot automat. Ai început să faci cheia rău? Invers. Mă face chiar bine. Și vreau să te întreb, o singură chestie mi se pare că lipsește din toată povestea asta. Faptul de Dumnezeu. De ce? Păi că lipsește cu desăvârșire. Nu lipsește. Absolut total. E transcendent. Este contra. Aici ai povestea. Fiindcă omul are legătură atât cu acțiunea, cât și cu intenția. Câtă vreme ești în spațiu-timp, ești constrâns de legile lui. Câtă vreme ești în dimensiunile acestea, ești constrâns de spațiu-timp, karmă, toate alea. Dacă citești spiritualitate, iluminarea nu înseamnă că îți speli karma. Fiindcă inclusiv să meditezi creează karma, orice fel de acțiune creează karma. Spiritualitatea înseamnă să ieși în afara spațiului. Fiindcă noi suntem parte din Dumnezeu, doar că am uitat acel lucru. Și uitând acel lucru, noi în loc să ne manifestăm la nivelul ăsta, de-aia zic spiritual, că ăsta este în afara acestora, noi din inerție suntem aici. Că pur și simplu nu ne-a exercitat. Ai zis tu că atâta timp cât ești pe pilot automat, funcționezi conform pațiului. Da. Dar atâta timp cât conexiunea mea cu Dumnezeu este bună, eu voi fi mereu protejat. Adică se va întâmpla să prind, fără să știu, fără să fix acele oportunități, acele intervale, acele... Voi fi ghidată către, voi fi pusă da. În situațiile de... De unde știi că ești? Păi și nu e chiar așa. Adică e foarte limitat. Fiindcă vezi tu conexiunea ta cu Dumnezeu, zici câtă vreme am o conexiune bună. Cât de bună e conexiunea ta, e codificată de pațâul tău. Cum poți să transcenzi abilitatea ta? Păi asta zic. Și atâta timp cât eu lucrez permanent la menținerea și îmbunătățirea acestei conexiuni, știi? Nu? Atunci am mai multe șanse să ies din acestea. Da, bineînțeles că poți. Este ca, nu știu cine m-a întrebat, vis-a-vis de... la emisiune. Eram la Canal 33 și m-a întrebat Cătălin. Cum e asta cu pisicile care curăță energia negativă? În loc să folosim Feng Shui, nu e mai simplu să avem mai multe pisici în casă? Că ne curăță casa de energii negative și atunci ar trebui să fie bine, nu? Păi da, hai să ne gândim. Care este capacitatea săracului animal să curețe, da, o energie negativă? Și dacă ne gândim la Feng Shui, când ai forme de relief, de genul munți, ape,
chestii mari, uriașe. Compară, să zicem, nu știu, un munte de genul Dita mai Bucegiu cu o pisică. Care crezi că are mai mare putere? Da? La fel și povestea asta. Da, ok, tu ca om poți să faci ceva, poți să meditezi, poți să te rogi, poți să. Dar ideea este că dacă știm orice despre univers, știm că trecerile de la un nivel la altul sunt treceri care fac salturi de, cum să spun, de dimensiune, de nivel, adică de ordin de mărime. Noi ca oameni avem un ordin de mărime de genul de la 1 trec la 2, de la 2 trec la 3, de la 3 trec la 4. Asta este o creștere foarte organică și inerent limitată. Când vorbim de așa ceva, vorbim de a sări ordine de mărime. Vorbim de ori 10, ori 100, ori 1000. Exponențială. Da. De exemplu, dacă vrei să... Da, o să vă vorbesc la un moment dat. Ce-a întrebat ea, nu are legătură cu ce zici. Dar nu mi-e dat ce-o răspuns. Da. Da. Fiindcă ideea este că ea ce-a întrebat este despre spiritualitate, da? Nu, n-am întrebat spiritualitate. Legătura cu Dumnezeu. Da, care nu are legătură cu spiritualitatea. Ba da. Conexiunea cu Dumnezeu este pe o lățime de undă. Da, pe o lățime de bandă, e ca internetul. Dar din punctul, adică din punctul nostru de vedere versus din punctul lor de vedere, e diferit. E ceva fundamental diferit acolo. Ce anume diferit? Felul în care înțeleg ei spiritual. Ei nu au noțiunea de Dumnezeu, ei au noțiunea de cer. Așa. Pe când noțiunea noastră de Dumnezeu e un pic mai... Când vorbești din noțiunea noastră, vorbești de cine? De creștin ortodoxă. Ok, așa. E un pic diferită. Dar da. La asta mă refer. La creștin este mult mai de genul om bătrân cu barbară. Da. Personificat. Nu, tocmai din contră, că nu. Ba da. Dacă te uiți la toate icoanele, e vorba de oameni. E vorba de omul bătrân cu barbă albă. Eu mă refer la aia adevărată, nu la ce înțelegi mai bine. Așa. Bun. Și la aia adevărată, care e diferența? Nu se leagă atât de mult de om bătrân cu barbă albă, cum zici tu. Se leagă foarte mult de... De suflet, de spirit și de partea hrănitoare a spiritualității. Nu atât de mult taxată pe zona asta telurică, cum e la ei, de exemplu, energia pământului, energia muncii, energia apelor, energia fenomenelor, știi? E mult mai dimensionată în spațiul ăla de astralomet. Tu zici harul divin, așa sau? E vorba de ce te învață în fiecare zi și ești în doctrina, dar dacă asculți foarte bine slujba la biserică și ei te învață același lucru. Asta ți-o spun că eu sunt creștină grăită, crescută pe dogmele creștine. Dar ei te învață același lucru, dacă știi, sau nimerești un preot care să-ți explice ceea ce înseamnă fiecare învățătură, îți explică același lucru. Serios? Fix același lucru. Serios? Să știi da. Că nu sunt de acord cu tine. Fiindcă dacă te uiți la, să zicem, mănăstirile cu o istorie foarte lungă, istorie foarte lungă însemnând sute de ani sau peste 1000 de ani, ele vor fi cu un feng shui superb. Absolut. Asta nu înseamnă că oamenii se plafonează în doar asta acolo și a nu face nimic. Nu, dar asta vine din tocmai. Asta este dogma cu adevărat creștină, pentru că ei și spun muncă multă, da, rugăciune și odihnă. Astea sunt principiile de bază. Și cum îți arăți, practic, conexiunea, știi, și munca și așa? Făcând frumos și în jurul tău, nu? Adică, și ce întrebare asta cu ce vorbim? Păi, nu vine din zona că s-au apucat să studieze feng shui, știi? Au făcut frumos că au făcut. Ce mai așa întrebare în acela, în alt ambalaj? Eu nu înțeleg ce zici. Ce înseamnă că au făcut frumos? E foarte nespecific. Stai-mă puțin, ea de fapt a zis așa. Din ce ai arătat-o acolo, să rămân un pic, că s-a adus în altă seară. Din ce ai arătat, din ce ai pus-o acolo, i-a zis unde este Dumnezeu. Tu zici, e în zona de intenție, de fapt. Asta am înțeles-o din discuțiile. Asta ai zis? Da. Asta a zis. Ok. Dacă zona de intenție este interpretată simbolic, în plan creștin, poate spune că da.
Bănesc că... Dar nu doar creștini, sunt prea multe religii ca să creștini. Vorbim în întrebarea ei. Probabil că e doar o semiotică. Partea de spiritualitate, în orice religie, în orice curent, presupune o tranziție. Presupune o îmbunătățire, presupune o evoluție. Okay? Acea evoluție presupune conexiunea cu divinitatea, ca această divinitate să mă ajute ca eu să evoluez. Okay? Mm-hmm. Bun. Dar e vorba de lățimea de bandă. Okay. Da? Lățimea de bandă poate să fie... Cât deschis să primești cât mai mult din acea divinitate, pentru că cum noi nu înțelegem când trecem? Lățimea de bandă poate fi dată de pață. Okay. Prin faptul că se vede că ai venit în mod natural cu această lățime de bandă și asta este în harta ta. Pe de altă parte, în față se vede dacă este ceva constant în harta ta sau dacă este doar o fază. Fiindcă se vede foarte clar când e doar o fază. Și asta nu înseamnă că nu ești un om spiritual, dar vei avea momente, perioade în care vei fi mai spiritual decât în alte perioade. Da? Dar nu e vorba doar de asta. E vorba despre faptul că dacă tu vrei să evoluezi mai repede, să zicem, tu cu practicile la care ai acces, ai un anumit ritm. Dar există posibilitatea să amplifici puterea celor practici. Există posibilitatea să, cum spun, imaginează-ți că conexiunea asta cu divinitatea e ca un fel de antenă radio. Bun. Păi nu ți-ar fi bine să ai o antenă mai bună? Să treci mai mult în conexiune cu divinul decât în... Ok. Exact. De ce ne ducem noi în tabere la munte? De ce nu medităm în mijlocul Pieței Victoriei? Da? Poți să meditezi acolo? Bineînțeles că poți, dar este mai greu. Ok? Dar la munte, în natură, e mai ușor. De ce? Din cauza că energia e de așa natură. Scapi de o presiune în plus și te concentrezi mai mult pe conexiunea... Da? Și atunci, în momentul în care înțelegi aceste lucruri, poți să te folosești de timp, de spațiu, de intenție, astfel încât să faci acțiunea potrivită, în cazul ăsta, orice fel de acțiune spirituală. Și apropo, avem selecție de dată pentru spiritual. Adică, la ce te referi? Sunt metode pentru acțiune de selecție de date, când să faci meditații, când să faci orice fel de acțiune spirituală. De ce? Deoarece rezonanța cu partea asta va fi mult mai bună. Deoarece vei avea o lățime de bandă mult mai mare. Om de a intra în fluxul ăsta de deschidere către Dumnezeu va fi mai bună, știi? Da. Nu că n-ar fi că ea e prezentă tot timpul. E prezentă tot timpul, dar nu e la aceeași putere. Legat material foarte tare de lumea asta, mi-e mai greu să mă conectez. Conexiunea e mai bună atunci. Exact. Da? Este ca povestea asta de aici. Da? Dacă eu încerc să sar de partea cealaltă și nu prind prisma, nu prind spațiul acela, da, ok, o să fac chestia aia, da? Nu se întâmplă cine știe ce. Dar în momentul în care știu chestiile astea, ce se întâmplă? Și apropo de Feng Shui spiritual, apropo de mănăstiri și așa mai departe, caracteristica lor este că amplifică foarte mult orice acțiune pe care ai. Una este să meditezi o oră în mijlocul orașului, alta este să meditezi o oră la munte, alta este să meditezi o oră într-o mănăstire care are un Feng Shui foarte specific conceput către spiritualitate. E aceeași oră, e aceeași acțiune, e aceeași intenție, e același om. Dar sprijinul universal care să te propulseze în acea direcție e altul. Știi? Una e să înveți... Toată povestea asta este despre împotriva curentului sau cu curentul. Asta este rezumat de la toată povestea. Și aceste lucruri nu sunt lucruri care să ne spună a, suntem limitați. Da, într-o anumită măsură suntem limitați. Da, suntem limitați de timp, de spațiu, de pață, de feng shui, de toate astea. Dar de ce să le percepem ca niște limite? Putem să le percepem ca niște instrumente de care să ne folosim ca să amplificăm orice vrem noi să facem. Okay. Ca exemplu practic, știi mănăstirea de la Unirea, care e un mic de ușor. Da. După ce mi-ai explicat tu, curgerea energiei se face de sus în jos, practic ea nu s-ar acumula acolo, nu? Adică mănăstiri în sine n-ar putea să capteze, dar pentru că ei și-au construit niște clădiri de embrace de jur împrejur și practic au așa ca o fortăreață asta, înseamnă că pot acumula da, și că restul se scurge așa către oraș, către... Conceptul de embrace se folosește inclusiv la etajul 30. Câte vreme ai niște elemente care să fie cel puțin la nivelul tău, ai un embrace.
chiar dacă ești în vârful dealului, fiindcă există și alte lucruri. Meridian Spot, în momentul în care vezi un Meridian Spot la munte, el va fi la înălțimea Table Mountain-ului opus. Deci nu se întâmplă la nivel de sol, se întâmplă la nivel de înălțime de Table Mountain. Asta înseamnă că poți să ai un feng shui superb pe vârf de deal, presupunând că ai formele de relief în jur. Bun. Revenim la povestea asta. Dacă noi ne folosim de selectarea de date, această selectare de date, și veți vedea la partea practică, ce face este că din cauza că este cea mai young, ne permite să țesem toate aceste lucruri într-un întreg. Pare o treabă de tactică până la urmă. Adică? Așa cum îmi spui tu, pare doar un instrumentar. O manieră de a-ți folosi... Da, e mai degrabă o tactică. O rețetă. Ce... O rețetă. Nu o rețetă, ci un mijloc prin care să... Da, bineînțeles. Ideea este cercetare. Ideea este cercetare. Care e deasupra tacticii. Da, este o metodă de a obține niște rezultate. Dar este, de fapt, o metodă de a obține o rezonanță. Fiindcă ce îți dorești tu? Îți dorești ca orice îți propui, bani, fericire, sănătate, spiritualitate, orice, să aibă susținerea Universului. Ok? Și atunci, ce ne dorim noi? Că tot faci chestia aia, mă fac să faci... Să nu înnoți împotriva curentului. Fiindcă noi suntem, da, noi avem liber arbitru, noi putem să alegem, eu vreau să fac aia. Da. Trebuie să țin cont de faptul că în diverse momente, în diverse locații, în diverse circunstanțe, Universul poate să mă susțină sau să nu mă susțină. Bineînțeles că eu pot să continui să o fac. Eu pot să vreau să meditez în Piața Victoriei. Da? Și nu înseamnă că nu va exista o valoare adăugată spirituală, dar de ce să nu mă duc la munte? De ce să nu o fac într-o zonă, într-un mediu care să îmi amplifice, să-mi fac natural? Da, cum mă rog lucru. Eu acasă, dar alta e că mă rog în biserică și corect, să mai arăt așa da? Pe preoții dată. Exact. Da, dar atunci e vorba de altceva, nu neapărat de locație. Nu contează. Principiul e același. Principiul este să ai susținere. Da? Principiul este să ai susținere. Da. Dacă, este o luăm, da. Dacă este să o luăm pe spiritualitate, da, dai un acatist la biserică, de ce îl dai? Și ce se întâmplă? Orice duhovnic îți va spune, ok, tu dai acatistul la biserică, dar trebuie să te rogi tu. Da? Fiindcă altfel degeaba se roagă aia pentru tine dacă tu ești pe cu totul o altă lungime de undă. Fiindcă nu există rezonanța. Degeaba se roagă preotul că nu va ajunge acea rugăciune la tine, că tu nu ești acolo, nu se creează rezonanța. Deci ce vrei să faci? Este să creezi acea rezonanță. Îți dai seama ce nașpa dacă tot tațul ăsta ar fi la îndemâna Isis și așa mai departe. Din fericire, același pață determină inclusiv afinitatea către aceste lucruri. Nu, dar tu ai spus așa, că poți să îți amplifici acțiunile, da, instrumentarul potrivit. Asta vor avea deschiderea să facă să se idioți ca să înțeleagă chestia asta. Lasă că nu sunt idioți. Deci, exact ce aș plângea și zic să fac niște excursii foarte tare în China care să amplifice anumite acțiuni și zic, băi, și dacă vin niște duși cu câta pe acolo, știi? Și se apucă să, nu știu, își dorească ei să cucerească lumea. Aia e, până la urmă, de fapt... Nu, ce vreau să spun până la urmă este că nu există perceptul etic moral. Deci asta exclude orice fel de percept moral. Nu chiar. Nu chiar. Tehnic vorbim pare. Cred că trebuie să se întâmple niște lucruri. Tehnic vorbim pare, da. Tehnic, da, dar tehnic dacă analizezi un pic. Uite-te la Joey. Da. Este exact ce... Da, tu părea că... Ar trebui să sfârșească într-o caserie, da? Lui s-ar fi dat această lecție, n-ar fi avut ce să-l motiveze să iasă din... Bun, putem să spunem, putem să întoarcem lucrurile cum vrem, de fapt. Păi nu putem să le întoarcem cum vrem, fiindcă la un moment dat există o chestie de genul. Dacă ai înțelepciunea, dacă ai accesul, dacă ai procesorul, dacă ai percepția și profunzimea să înțelegi aceste lucruri, șansele să ai un nivel moral scăzut încât să le folosești pe minus sunt mai mici. Bineînțeles că există vrăjitori în metafizica chineză. Și Doamne ferește să ai de-a face cu unul. Și Hitler și așa mai departe. Bineînțeles, da? Vrei să te duci în zona de vrăjitorie? Vrei să te duci în zona de farmece, blesteme și toate alea? Da, bineînțeles.
înțeles, da? Să faci rău cu cunoaștere se poate. Uite-te la bomba atomică. Cred că cunoaștere de specialitate de și de cu... Da. Aici e diferența de care zici tu. Eu cred că până și lucrurile astea se întâmplă, tocmai ca să învățăm... Sunt lăsate să se întâmple. Da, da, dacă, okay. Dacă analizezi viața lui Hitler, vei vedea că au fost, nu știu, vreo 17 atentate asupra vieții lui. Și a scăpat ca prin urechile acului, într-un mod care este, băi, hai că 1, 2, 3, băi, dar sunt unele chestii care nu poți să le explici. Să ai valiza cu explozibil în cameră și să nu se detoneze din cauza unei defecțiuni tehnice. Bine, nu e loc de... Puteai să rezumăm că dacă n-avea boală pe profesorul și nu-l pica la arte, exact, la pictură, nu ajungea ce făcea și ajungea pictă. Mediocru. Sau sub. Că de acolo a fugit-o. Întrebarea mea nu e asta. Întrebarea mea e oare el gândea că face rău? Da, nu, gândea că face bine, dar pentru țara mea. Aici e adevărata întrebare, în realitate. Ok. Revenim. Bun. Mai practic. Ce vrem să facem? Să creăm acea sinergie. Da. Filmarea asta ar trebui să fie publică, oricum am dat. Da. Poate să fie. Adică pe... Ok. Ce? De ce nu? Ce? Filmarea? Da. Câți dintre voi sunteți familiari cât de cât cu Donald Trump? Relativ. Familiar în sensul că ne dăm telefoane. Am avut cafea cu zi. Deci, Donald Trump este un fenomen, dacă a stat un pic să... Da. E un fenomen deoarece el a reușit să facă extrem de multe lucruri care până la el erau unheard of. Deci să poți să faci gafe, cum să spun, incomensurabile, fără precedent, cu sutele și să fii imun la consecințe. Și fără consecință, da. Este absolut fenomenal. Ok? Bun. Asta, dacă o privim așa strict, la nivel uman, e ceva de genul, Doamne, unde s-a ajuns? Nu! Eu vreau să vă invit să o priviți dintr-o altă perspectivă. Donald Trump este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din lumea metafizicii chineze. Donald Trump este, de exemplu, pe prima mea carte de Feng Shui, care am citit-o acum, nu știu, 16-18 ani, era pe copertă. Imediat. Da? Fiindcă era un exemplu de mogul care folosea și se știa că are consultanți de metafizică chineză care să-l ajute să facă profit, să aibă succes, să facă bani și toate astea. Și așa a ajuns pe ședință. Da. Iar din perspectivă Feng Shui, lucrurile stau în felul următor. Mediul interior din casă, și asta ar fi bine să rețineți, mediul interior din casă spune despre noi, despre acțiunile noastre. Dacă, de exemplu, avem, să zicem, un acvariu, apă, în interiorul casei, acea apă ce va face? Va face că ne va ajuta pe noi, va amplifica la noi, ca trăsături, ca și comportamente, niște lucruri. Dar ele sunt inerente lumii noastre interioare, fiindcă interiorul casei reprezintă interiorul nostru. Deci e vorba de abilitățile noastre, e vorba de skillurile noastre, e vorba de ce facem noi. Pe când dacă apa respectivă se află în exterior, este vorba de mediu. Este vorba de nu ce facem noi, ci de ce contribuie, cu ce contribuie mediul către noi. Dacă, de exemplu, amplific, să zicem, steaua 8 cu un acvariu, asta înseamnă că, ok, lucrurile vor fi, cum să spun, prin intermediul a ce fac eu. Dar dacă am în mod natural un lac în zona aceea, e cu totul altceva. Fiindcă asta înseamnă că, mai degrabă, Universul va aduce mie oportunități fără să trebuiască să fac eu ceva. Acum, în această cheie de interpretare... Exact, un fel de pață bun. Doar că nu e pață, e Feng Shui. Uh-huh. Da? Dar e vorba despre mediu. Este vorba despre ce îmi vine mie natural, ce mi-aduce Universul. În această cheie putem să descifrăm ce fel de Feng Shui are Donald Trump. Și este clar că este un Feng Shui de forme externe. Fiindcă el primește pe tavă toate oportunitățile. El, prin, în ciuda unor
unei lipse complete de abilități personale, pe toate planurile. Eu nu cred că omul este lipsit de abilități pe toate planurile. Este destul de deștept. A făcut praf afaceri miliarde, a dat faliment de câteva ori și a recunoscut și el. Dar și-a revenit, oricum, de fiecare dată. Cu siguranță, ideea următor. Dacă i-a fost dat să, nu? Și s-a născut cu o hartă super vibrantă, nu s-a fi născut cu ea degeaba. Și mai mult decât atât, dacă... Vorbim de abilități, zici. Păi... Nu de destin, e diferent. N-ai zis că bațul îți arată și predispoziția și anumite abilități pe care le avea? Da. Asta nu înseamnă că Donald Trump se folosește de acele abilități. Again, nu stă la cafea cu el, we don't know that. Ce? Nu e o chestie de analiză super rafinată, este o chestie absolut evidentă. În momentul în care tu spui că vrei să cumperi Groenlanda, trebuie să fii un pic dus. Dai da? Bomba nucleară în Iran. Deci nu e o chestie de analiză rafinată. Eu cred că unul din rolurile lui este tocmai de a stimula pe oamenii buni care stau și nu fac nimic să-și miște curul și să facă ceva. Noi vorbim pe lungimi de unde diferite. Tu vorbești de karma și spiritualitate, eu vorbesc de feng shui și efectul. Eu nu vorbesc de care e misiunea lui Donald Trump în contextul mondial în acest moment, da? Eu nu vorbesc de care este rolul lui, de ce i s-a permis lui la nivel ultra superior universal karmic o psihopupu să fie în acest context. Dar nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre cum se folosește el, care este rolul acestor lucruri, acestor instrumente, în a face posibil ca el, un om cu niște abilități de lider, varză, okay, niște abilități, cred că ei orice fel de spectru, e complet lipsit de aproape orice fel de abilitate. Și este un mincinos notoriu, deci cum spun, are, dacă el poate să ajungă președinte, cred că 99% din oameni poate să ajungă președinte. Dacă le sunt, dacă ei sunt prezentați cu oportunitățile cu care a fost el. Că de fapt despre asta e vorba. Alea pe care și le-a creat. Nu, că vorbea de mediu, de exemplu. Pe care și le-a creat, că în sensul în care era vorba s-a mutat în zona care trebuie. Exact. A pus mâna să ia, da. A văzut sacul cu bani și l-a tras în el. Nici măcar, da? El stă lângă sacul cu bani. Dar ce face ajutor? Sacul cu bani, cum să spun, se varsă lui în cap, el își mai dă cu... Deci el ar putea să facă mult mai multe dacă ar avea și abilitățile și preocuparea și acțiunea în acel sens. Nu le are. Dar ideea este că susținerea energetică pe care el o are din exterior, de la mediu, este atât de copleșitor de mare, încât în ciuda gafelor lui, în ciuda lipsei lor de abilități, în ciuda lipsei de aproape orice, tot reușește să. Okay? Deci despre asta este vorba. My point este că una este să ai susținerea Universului, alta este să nu ai. Ai susținerea Universului, minunat. Vei obține niște lucruri, că le meriți, că nu le meriți, aia e. N-ai susținerea Universului, poți să fii om cu două facultăți și să mori de foame. Poți dacă, să fii... Dacă nu te folosești, pasă. Păi asta înseamnă să nu ai susținerea Universului. N-ai susținerea Universului, poți să fii, cum să spun, supracalificat. Poți să fii extraordinar de bun în tot ce vrei tu. Nu se va uita nici naiba la tine. Nu vei primi oportunitățile respective. Okay? Deci despre asta este vorba. Da? Dacă avem susținere să facem ceva sau nu avem susținere să facem ceva. Și normal, întregul scop al studiului metafizic și pe toate ramurile este să învățăm să facem niște lucruri care să ne crească șansele de succes în orice vrem noi să facem. Vrem să fim sănătoși? Hai să avem mai mult succes. Vrem să avem, eu știu, mai mulți bani sau relații mai împlinitoare sau orice definiție a succesului pentru noi. Vrem să avem mai multe șanse să obținem acel succes. Cum facem asta? Prin a ne asigura că înnotăm cu curentul, nu împotriva curentului. Asta este linia de bază. Asta este ceva ce vreau să... Iar ce face selectarea de date este că împletește mai multe ramuri metafizice la oaltă. De-aia nu este prima pe care o înveți. Da? Nu poți să înveți selectare de date înainte de pață și de feng shui. Că n-ai cum. Tocmai deoarece ea are acest aspect. Fiindcă există, să zicem, ceea ce se numește serii, care înseamnă strict o sensul selecția de date, care putea să fie ceva de genul
selecție de date generală, care înseamnă că există date generic, mai bune și mai puțin bune, în funcție de N factori. Și bineînțeles că de aici înseamnă bune sau mai puțin bune pentru niște acțiuni. Da? Dacă, de exemplu, în cărțile clasice există niște distinții destul de rigide între ceea ce este văzut ca fiind benefic și ceea ce e văzut ca fiind mai puțin benefic, în realitate, dacă știi să te folosești de aceste lucruri, de fapt, e mult mai flu. Un exemplu pe care ni l-a dat Dawson. O zi de close în cei 12 ofițeri. Nu intru în detalii. Dar, oricum, o zi de close este opusul unei zi de open. Evident că nu vrei într-o zi de close în care energia este la minim, energia este în cădere, este un fel de, cum să spun, minimul energiei, nu ai vrea să pornești o afacere, să lansezi un produs, să faci ceva care să vrei să se expandeze. Nu ai vrea să te căsătorești într-o zi de close, fiindcă energia relației va fi foarte scăzută. Și atunci, clasic, în cărțile clasice, o zi de close este foarte proastă, în general, și o eviți. Cu toate astea, în experiența modernă, zile de close pot fi folosite. La ce mod? Exemplul care ni l-a dat Dawson la curs a fost următorul. Dacă cineva vrea să aibă, de exemplu, o relație extraconjugală, poate să facă lucruri într-o zi de close, fiindcă această zi de close, din cauza că are această chestie de... Face să nu se afle. Exact, face să nu se afle. Deci... Da, și tot felul eu de... Eu că zici că face să nu evolueze. Adică nu neapărat. Nu. Face să nu se afle. Da? Bine, nu-ți imagina că acea relație va avea caracteristicile genul wow, amanta devine soarele vieții mele, că totuși e zis de close. Da. Are efectul că nu se află. Da? Și asta exemplu. Fiindcă dacă ai face același lucru într-o zi de open, ar fi foarte vizibil. Devine soarele vieții mele. Exact. Dar e pentru toată lumea să o vadă. Ce zice, adică? Că ziua de azi, că e full. Ziua de full este... Când să ai exemplu, mai multe. Când, de exemplu, negociezi un contract într-o zi de full, îți mai apar niște clauze. Sau, de exemplu, astăzi. Noi ne-am propus de la 10 la 14. Da. Să vezi că o să stăm la 3. Încă tot timpul mai apar chestii neprevăzute într-o zi de genul ăsta. Odată mi-am propus, era la început când citisem despre date, mi-am vrea să plec de la Botoșan spre București, mi-am propus la ora 11 să plec. Am plecat la 20 ceva. Când mi-am pierdut cheile prin casă, a trebuit să rezolv ceva care ar fi durat un sfert de oră și mi-a luat o oră. Deci nu neapărat un efect benefic. Da, nu există benefic. Asta zic, nu există benefic sau nebenefic. Există un specific. Da? E ca și când zici ori 10. Ori 10 înseamnă bine? Da, dacă primești, da. Dar dacă dai, nu. Benefic. Da? Nu benefic, ci în sensul că... Nu, e foarte bine. Nu e foarte bun. În cazul nostru e că ne spune de mai multe cursuri. E o caracteristică care este neutră. Ea nu este... Deci, bine sau rău sunt concepte subiective pur umane. Bine sau rău sunt definite în funcție de ne ajută sau ne inhibă din a ajunge la destinația dorită. Dacă vrei să ai, nu știu, să zicem, o semnare de contract sau vrei să, nu știu, primești niște bani, o zi de full e minunat, da? Fiindcă înseamnă că amplifică. Dar, de exemplu, dacă vrei să te căsătorești, n-ar fi bine să o faci într-o zi de full. Fiindcă s-ar putea să te mai căsătorești de câteva ori. Deci și nici într-o zi de clăuț, că s-ar putea să... Da. Într-o zi de batantă, ca să zic. Mai bine, mai amul. Da. De open, de risc. Ah, de open ar fi, da, varianta. Deci, ce voiam să zic este că există aceste caracteristici care sunt generice, cum ar fi... Și ne spui de ele? Care cam... Păi da, dar sunt unele care, de exemplu, ne zis că parcă ce era, danger ar fi de bine, dar numai când auzi danger ești... Depinde pentru ce. Da, depinde pentru ce, fiindcă sunt alte chestii la care nu ai, adică danger nu se aplică. Da? Sau sunt multe alte lucruri. În momentul în care vorbim de cei 12 ofițeri, cei 12 ofițeri sunt caracteristici ale zilei. Aici să vă zic un pic, da? Deci avem așa. An, lună, zi, oră. Ok?
Există stele și caracteristici anuale, stele lunare, stele zilnice, stele orare. Cum știm să le punem pe toate la oaltă? Că e... Cine este multe. Care influențează? Adică când zic că este multe, mă refer la faptul că motivul pentru care sunt 400 și ceva de pagini aici, 444 în această carte, este că sunt câteva 10 spre 100 și ceva de stele de care ținem cont. Și atunci când vine vorba de foarte multă informație, și ăsta e doar modulul 1, fiindcă după aia mai vine modulul 2, în momentul în care vine vorba de atât de multă informație, întrebarea este cum gestionăm. Ce faci? Citești 100 și ceva de stele? Sau cum faci? Prioritizezi. Ei bine, prioritizarea este în felul următor. Anul are de obicei legătură cu Feng Shui. Adică cu spațiul. Cu stelele anuale și cu... Când vorbim de stelele anuale, da? La ce ne folosim de stelele anuale și de caracteristicile anului? Și când mă refer la caracteristicile anului, mă refer atât la caracteristicile anului în care suntem, și în funcție de anul în care suntem, există niște caracteristici de genul. Pentru anul ăsta, care este un an de porc, știm că marele duce este porcul, nu? Că aia este energia anului. De aici derivă tot felul de. De exemplu, există un Grand Duke Virtue. Grand Duke Combo. Etică. Deci ele toate derivă din anul în care suntem. La ce ne interesează aceste lucruri? Păi, ele derivă din anul în care suntem și modul în care le interpretăm este în legătură cu anul nașterii noastre. Deci comparăm an cu an. Ok? Deci la ce ne interesează chestia asta? În general, la activări de Feng Shui. Energia anului este mai densă, are legătură mai cu asta. Energia zilei are legătură cu rezultatul final. Deci dacă întâlnim o acțiune de... Deci ce-mi doresc din povestea asta, da? Dacă îmi doresc să zicem, nu știu, să primesc lucruri, pot să aleg pe cei 12 ofițeri o zi de receive. Foarte simplu. Da? Dacă îmi doresc să multiplic niște lucruri, bineînțeles că pot să aleg o zi de full. Dar mă raportez la zi. De asemenea, ziua are legătură cu mine personal. Adică în momentul în care să zicem, aleg ceva de genul dată de căsătorie. Nu mă voi raporta la an când analizez data nașterii Mirelui și Mirese. Mă raportez la zi. Ziua lor de naștere. Ziua are legătură cu propria persoană. Și de asemenea cu partenerul. Okay? Dar are legătură în selectarea de date cu rezultatul final. Ce îmi doresc să fie rezultatul final al acelei povești? Dacă, de exemplu, vreau să, nu știu, am o procedură medicală și îmi doresc să mă însănătoșesc. Mă interesează ziua? Absolut. Absolut, da. Dar vă întreb eu pe voi. Dacă mă interesează o selectare de date pentru căsătorie, ce mă interesează? Pe personal. Da, dar mă interesează rezultatul final. Procesul, poate? Exact. Procesul mă interesează. Mm. Și atunci mă interesează luna. Fiindcă asta are legătură cu tranziții. Nu. Și procese. Fiindcă o relație... Că pe mine ce mă interesează? Vreau să selectez o dată pentru căsătorie, astfel încât acea dată să fie benefică relației. Dar relația este ceva care se transformă zi de zi. Ok? Nu e un rezultat final, nu are un început și un sfârșit foarte clar, nu are un obiectiv la modul în care, semnez un contract fiindcă vreau să obțin niște bani. Stai, ce înseamnă luna? Luna nu contează ziua? Cum nu înțeleg?
Nu. E vorba de stele lunare. Adică într-o anumită lună sunt așa numite stele lunare. Care țin cont de ele mai mult în momentul în care mă interesează procesul. Țin cont de zi mai mult în momentul în care mă interesează rezultatul final. Țin cont de ani mai mult în momentul în care vreau să fac niște activări de Feng Shui. Deci pentru orice fel de schimbări și mai departe, mai mult, da? Nu e vorba că îmi durează mai mult. Nu. Nu e vorba că durează mai mult. Tot la zi mă voi raporta în sensul în care aleg ziua și chiar ora în care fac acele schimbări. Dar când mă uit la zi sau la oră, mă voi uita la stelele anuale prezente în ziua și ora respectivă. Okay? Respectiv în stelele lunare prezente în ziua de lunare. Exact. Da? Iar ora ce este? Este un fine-tuning pentru zi. Adică o augmentare a rezultatului? Da, ceva de genul. Adică dacă în ziua respectivă îmi aleg o oră potrivită, aia înseamnă că, e cum spune, ca și când am un cuțit, dar mai și ascut un pic. Uh-huh. Îi dă un plus de putere. Uh-huh. Dar ora în sine nu va putea să treacă foarte mult de spectrul zilei. Adică dacă ai o zi proastă și o oră bună, vei avea cea mai pură apă din barbă. Da? Cât se poate în condițiile. Da. Cât se poate în condițiile. Pe de altă parte, ora poate să fie principala metodă de selecție de date, cum e de exemplu un Cimen, în momentul în care ai o urgență. Ai o urgență, te uiți în Cimen. Fiindcă s-ar putea să nu ai luxul să aștepți o zi. Nu știu câte zile până când se întâmplă. Da? Și atunci, din orice ți este dat, selectezi ora în care să. De exemplu, da? Vine șeful și îți zice, azi vreau să discutăm despre salariul tău. Ok, el ți-a zis că e azi. Nu poți să-i spui, șeful, știi, puteți ne întâlnim peste 27 de zile? Atunci mie vine fi. Da? Nu. Da? El a zis, ok, ne vedem azi. Bun. Și atunci tu îi zici, păi... Nu pot decât la... La 4 jumate poți să zici. Cum aflăm orele? Când ceas. Tăunșul am ăla. Tot în tăunșul? Da. Dar aici depinde. Da? Fiindcă asta este, cum ziceam, asta este principiul de bază. Asta este, cum spun, foarte din avion structura. Deci noi nu învățăm acum cum să facem, eu vă explic așa generic cum funcționează, la ce ne uităm. Cum ziceam, dacă vrem să facem activări de Feng Shui, ne uităm la stelele anuale. Dacă vrem să ținem cont de ceva care e un proces, e o transformare, ne uităm la tranziții și procese. De exemplu, la chirurgie, vom ține cont mai mult de stele lunare, deși evident că se întâmplă în decursul unei zile, pe un anumit interval orar, dar vom alege acele date care au stele lunare mai bune decât să punem accentul pe rezultatul final. Că e un proces, da? Fiindcă nu se termină acolo. E chirurgia, vrei să decurgă bine, după chirurgie urmează partea de vindecare și aia, totul e un proces. Ok? Nu e ceva de genul, vreau să semnez un contract. Care e, fapt, l-am semnat și aia. Sau, în urma acelui contract, câștig o sumă de bani și aia. Ce contractele se fac? Deci, pun un proiect de implementare, trebuie să te uiți la lună. Dar te mai uiți la zi, dar, adică... De multe ori te uiți la amândouă. Dar ideea este că realitatea selectării de date este că date perfecte nu prea există și sunt oricum... Alea foarte, 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 foarte bune sunt 2-3 pe an. Și din fericire nu ai nevoie de așa ceva. Okay? Și atunci restul sunt compromisuri. Și atunci, dacă sunt compromisuri, ideea este de un fel de medie ponderată. Ce mă interesează mai mult? Cum aleg o zi spre deosebire de altă zi? Mă uit la ce? Mă uit mai mult la stelele zilnice? Sau mă uit mai mult la stelele lunare? Sau la alea? Sau la alea? Okay?
în funcție de ce mă interesează mai mult. Mă interesează mai mult rezultatul, mă interesează mai mult tranziția, mă interesează mai mult partea de feng shui, mă interesează ce. Ok? Bun. Toate astea, noi ce am vorbit aici este ceva generic. Noi în momentul în care am vorbit de așa ceva, avem aproximativ 30-40% din beneficiul unei selectări de dat. Doar atât. Ce lipsește? Gândiți-vă așa. Vă duceți la o întâlnire în care puteți să stați lângă un super mare om de afaceri. Așa și el are potențialul să facă foarte multe lucruri pentru voi. Dar poate că voi sunteți doar chenerul. Dacă voi, poate sunteți doar chenerul care îi servește o șampanie. Nu se focusează deloc pe voi. Da, sunteți la jumătate de metru de el. Sau, asta dacă vorbim financiar, dar cu totul altceva este, nu știu, să zicem relațional. Întâlnești un potențial partener de viață, dar... Nu te vede. Nu te vede, da? Nu există legătura, nu se creează contextul. Și atunci, care este acel ceva care trebuie să existe? Afinitate. Declicul. Una este să existe clienți, alta este să existe clienți pentru tine. Una este să existe parteneri de viață potențial și alta este să existe pentru tine. Deschiși, disponibili, conectați. Și atunci ce se întâmplă? Și aici intervin ceilalți, 60-70%, este cum stabilim conexiunea între data respectivă și noi. Întâi trebuie să existe ce e de primit și după aia trebuie să-i dăm o adresă. Și atunci, asta e motivul pentru care selectarea de date nu poate să fie făcută independent. Asta, ce v-am zis până acum, poate să fie făcută independent. Dar asta ne aduce doar 30-40%. Restul ne aduce această afinitate. Iar această... Iar această afinitate o să dea modul 2. Nu, această afinitate este interdisciplinară. Fiindcă această afinitate ține de feng shui, ține de pață, ține de Shuang Kong Dako. Vă explic. De exemplu. Vorbește chineză. La propriu. Dacă, de exemplu, vorbim de pață. În momentul în care avem, știți că în pață avem an, lună, zi, oră. Pață înseamnă 8 caractere. Și în pață avem, de exemplu, în fiecare pilon, avem un caracter sus, un caracter jos. Avem heavenly stems, earthly branches. Da? De exemplu. Mă rog, ceva de genul ăsta. Și... Da, hai să nu vă bagă așa ceva. Hai să zicem așa. Avem Hui și Hai. Hai ăsta este porc. Hui este apoiin. Bun. Acum, asta nu înseamnă nimica pentru voi, că n-ați studiat încă pață. Ce știm însă este că Hai poate să se combine cu niște animale. Păi cu cine se poate el combina? Se poate combina cu Mao. Wei. Wei. Se mai poate combina cu cineva? Și nu vreau și păi nu chiar. A mai era una cu... Tigru. Exact, cu Yeti. Da? Prietenul Hai. Când supărăm Tai Suiu, era... Exact, da? Deci Hai Mao Wei. Astea în sine, cele trei, creează o structură tripla armonică. Hai cu Yin creează o combinație 1 la 1. Asta înseamnă că pentru cineva care, să zicem, are sănătate, Hui Hai în zi, orice zi care are Mao, Wei sau Yin, sau chiar Hai, da, se combină. Ok? Deci se combină. Are rezonanță.
Da, exact la asta mă gândeam, la cuvântul ăsta. Da. Asta înseamnă că dacă obțin o zi bună, dar acea zi bună se conectează cu acest hai din ziua mea, cum ar fi. Da, din ziua mea, înseamnă că eu obțin mai multe beneficii. Chiar dacă nu ne este benefic Mao Shinin, da. Sau Wei, sau... Da. Sunt alte reguli decât în față. Deci trebuie să se combine animalul cu zi cu... Da. Sunt alte reguli de față în zării. Da. Bravo. Ce bine! Da, clar. De ce mă speriază că știu prea multe și că... Exact. Și că începe să se lege. Da, că, că se umple partea aia. Da, 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 da. No, se extinde partea aia cu da. What I know, I don't know, știi? Da, ce-ar fi dacă, de exemplu, se leagă de Kuei, da? Kuei se leagă de ce? Kuei s-ar putea lega de... Menem sau... Ranun. Sau Xin, pentru că Xin produce ei, sau la ce te referi. În ce se înțeleg? Combinații, frate. Hai, bați-i știu. A, până 24 de munți, aia din direcție, cum faci aia? Față, nu Feng Shui. Cum le țineți minte? Ca să vă faceți... da, modulul 1 din față, nu... Cum știți combinațiile? Octombrie 25-27. Exact, da. Care sunt cele 10 Heavenly Stars? Păi sunt cele... Le luăm și noi în ordine, da? Tia... I... Pim... Te-ai scoat în ordine catastrofe. Registru. Ți, U... U, ți. Există o ordine. Deci, cum ai zis, Yang și pe Yin? Da. Amin. Întotdeauna așa. Da? Deci avem Cia Yi, Ping Ting Wu. Ci. Ping Ting Wu. Ci. Kang, Xin. Kang. Ran, Kuei. Xin. Ran, Kuei. A, așa asta, Yu Kuei. Dacă le luăm așa, da, deci le scriem în această ordine, pornind cu Cia, și le scriem 5 pe o coloană, 5 pe cealaltă, astea sunt combinațiile. Ok? Deci asta înseamnă că Kuei se va combina cu U. Deci dacă aici, aici nu mai am mai multe, am una singură, da? Dacă am aici o zi de U, aia se combină. E, gândiți-vă cum e când am o combinație și sus și jos. Deci pentru Kuei Hai, pot să am U Mao, U Hai, U Wei, U Yin. Toate se combină. Înțelegeți? Mm-hmm. În momentul în care se combină și sus și jos, aia este maximul de combinație posibil. Și mai personal de atâta nu se poate. Ba, nu, ba da, se poate, se poate, da. Deci ai combinație de stems cu combinație de branch și da. Eventual... În momentul în care întregul pilon se combină, aia este foarte puternic. Și acum are versul când sunt toate în clash. Exact, da? În momentul în care, de exemplu, nu e vorba de o combinație, dar este vorba de un clash. Asta înseamnă că... Ce înseamnă clash? Înseamnă că aici este clash porcul cu șarpele, adică cu S. Dacă eu aleg o zi bună care e în clash cu mine, nu voi simți beneficiile. Și să mai fie și Ding care e în clash cu... Da. Deci în momentul în care aleg o astfel de zi, aia s-ar putea să fie bună generic pentru toată lumea, dar eu nu voi simți beneficiile. Fiindcă clash-ul înseamnă disconnect. Aici... Ce înseamnă cu mine? Cu ziua mea? Da, cu ziua, cu anul, depinde la ce mă uit. Depinde de relevanță. Depinde ce urmăresc. Depinde ce urmăresc. Mm-hmm. Da? Când vorbesc de Kuei la nivel de stems, mă refer la relațiile de control de tip
de aceeași polaritate, gen Seven Kings, da? Kuei înseamnă apă yin. Ce controlează apa? Focul. Ai luat-o. Apa este controlată de, de pământ, da? Și face crești cu... Și am zis că e de aceeași polaritate. Deci trebuie să fie pământ yin. Da? Deci asta înseamnă că ți va controla, va clashui cu ei. Deci în momentul în care vrem să facem o selecție de date, am vrea să evităm astfel de lucruri. Fiindcă dacă ne clashuiesc, nu e ok. Fiindcă dacă ne clashuiesc, înseamnă că degeaba există energie bună, că nu ajunge la noi. De-aia gândiți-vă cea mai complicată selecție de date când e vorba de nuntă. De selecția de date. Păi sunt două persoane. Da. Și de fapt nu sunt doar două persoane. De fapt nu sunt doar două persoane. Fiindcă, și asta, am făcut exerciții de genul ăsta la curs, da? Sunt mirele și mireasa pe care noi vrem să îi luăm în considerare la nivel personal. Deci ne vom uita la ziua și a unui așa celuilalt. Și, dar și la orice în spate. Și la lună. Dar ne vom raporta când vine vorba de animale, de partea de pață, de combinații și de toate astea, ne vom raporta la pilonul zilei. Da? Dar, deoarece există aceste aspecte, trebuie să ținem cont și de socrii, mama, tata. De ce? Fiindcă dacă e în clash cu unul dintre ei, aia nu o să se simtă bine. Și să vezi ce plânge mireasa. Ce trebuie să când încep părinții. Fiindcă o nuntă fericită este o nuntă în care toată lumea importantă se poate bucura. Da? Fiindcă degeaba... Exact cum zice Irina, da? Degeaba, dacă nu se înțelege cu măsa sau măsa, Dumnezeu știe ce are. Ce îi se pare e că nu exact. E ok, da? Și, în mod paradoxal, de aici pot să derive tot felul de date care sunt relativ ușor de, de selectat. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Bine, o să învățăm să facem aceste lucruri. Acum nu vă arăt deci cum ești. Cum e, da, dar vă dau pe la an. Și peste câteva luni, așa, da. Adică... Mai pe la an. Să zicem așa. Avem mireasa care are, să zicem, Kuei Hai în zi și are Kuei Yin în an, da? Și avem mirele care este Ci Shen în zi și are Xin Mao în an, da? După care avem, să zicem, soacra mare. Soacra mirelui. Socrul mirelui. Mama mirelui. Soacra miresei. Socrul miresei, da? Și el este, să zicem, Xin Wei. În, aici ne interesează doar an. Nu ne mai interesează ei personal. Așa, și socru este și el Xia Wu. Și soacra este Kuei Mao și socru este Ping Su. Ok? Deci avem aceste animale. Și le simt de sus. Și după aia le luăm așa, da? Ok. Hai să le luăm așa. Avem cele 12 animale care sunt așa. Hai, Ci, Chou, Yin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei, Shen, Yo, Su.
Și începem și tăiem din el. Așa, asta e unul dintre pașii pe care îi facem la o selecție de date de căsătorii. De exemplu, eliminăm toate clash-urile. Hai e în clash cu Sâță. L-am tăiat. Yin e în clash cu Shen. L-am tăiat. Shen e deja în clash cu Yin. Mao este în clash cu You. Așa, Wei e în clash cu Chou. U e în clash cu Ț. Mao e în clash cu You, l-am tăiat deja. Su e în clash cu Chen. Deci asta înseamnă că trebuie să alegem Hai, Mao, U sau Su. Doar la aceste zile ne uităm. Și Wei? Și Wei. Iar din aceste zile ne vom uita ca astea să nu clășuiască cel puțin Heavenly Stems de la Mire și Mireasă. Deci acolo ce vom tăia? Vom tăia Ții, chiar dacă este pentru Mire, iar aici vom tăia I. Da? Deci și pe astea le tăiem. Ca și Heavenly Stems. E bine, nu era acolo. Păi nu, că astea sunt animale. Astea sunt Heavenly Stems. Sunt altceva. Deci, observați că e un proces în care mai degrabă eliminăm și abia după aia vedem ce mai rămâne. Așa, ce rămâne, vezi, dacă e vreo să dau până să se de ceva. Păi nu, întâi tăiem trecerile dintre anotipuri, prin ultima zi. Da, 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 da. Se taie încă multe, multe, multe altele. Da, vezi ce... ce... lună, ce chestii bune ai, ce... Da, bineînțeles. Da. Sau de marți. Și asta este doar un nivel, fiindcă după aia ne uităm la partea de lună. Adică la stele lunare. Și la stele lunare sunt sute, da, deci mă rog, peste 100 de stele posibile. La anual, lunar și zi, aici sunt cei 12 ofițeri, mă rog, sunt N alte lucruri. Și nu sunt aplicații care să facă tăierile astea singure? Sunt aplicații care să-ți spună ce luni, ce stele lunare sunt în ele. Da, dar e o chestie, e o chestie de apreciere subiectivă. E o chestie de apreciere subiectivă dacă alegi data aia sau data aia. Nu, măcar să îți elimine ce se poate elimina, algoritm, ca algoritm. Păi nu, că n-ai de ce. Că le elimini tu. Știi că tu ești doar la asta. Poți să faci un program, dar nu are sens, fiindcă odată ce înțelegi lucrurile astea, le elimini relativ ușor. Bine, de exemplu, într-o astfel de zi, ai mai tăia, de exemplu, Hai, anul 2019, fiindcă Hai e Marele Duce. Și nu vrei să faci ceva într-o zi de Mare Duce, de principiu, fiindcă nu vrei să-l, în selectarea de date, să alegi Marele Duce, este echivalentul cu a activa Marele Duce în Feng Shui. Și nu vrei să faci asta. De ce? De principiu. Fiindcă Marele Duce este energia principală a anului. Și poate să rezulte în probleme cu autoritățile, poate să rezulte în boli pentru oamenii în vârstă. În general nu vrei să îl... De-aia se numește Marele Duce. Un fel de respect pentru nobilimea lui. Asta traducere în termeni umani. În termeni efectiv de selectare de date, este o energie foarte puternică pe care dacă o influențezi într-un mod negativ, s-ar putea să ai mai multe chestii negative decât chestii pozitive. Ca idee. Nu e cel mai negativ lucru care poți să-l faci, da? Dar de principiu nu ai alege o astfel de zi pentru așa ceva. Și mă rog, mai sunt, da? Deci noi aici am ținut cont doar de aceste aspecte. Aici ținem cont de faptul că dacă n-ar fi fost aici Mireasa cu Hai, oricum am fi șters S, fiindcă S e earbreaker. Dacă, de exemplu, ne aflăm în, să zicem, septembrie, da? Și vor să facă nunta în septembrie, automat vom șterge Mao.
Fiindcă Mao este Mindbreaker. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Cum mi se pare acum? Și în astea chiar se, adică se duc la consultații cei care vor să căsătorească? Da. Și rata lor de divorț e mult mai mică decât în restul lumii? Sau? Nu, dar dai, știi că bani, dar nu data cu silă. Nu, nu data cu silă, nu te bate. Eu zic că bau. Nu, rata astrologilor bogați este mult mai mare. Șansele să ai o căsătorie mai armonioasă e mai mare. De exemplu, să zicem că ai... Te face să te duci să te uiți ce, în ce zi vei. Auzi, ai făcut vreo dată de curiozitate a unui, un prieten, să spune, care a avut un divorț. Asta mă gândeam că acum să mă duc. Da, exact, ai calculat. A, poți cam divorțat? Să mă... punem una din zilele mele. Mi-a făcut eu, personal. Și am divorțat. La tine mă duc. Data căsătoriei mele a fost pe 9 ianuarie 2009, care în mod complet norocos era o zi de succes. Da. Da. Dar mi se pare că era o zi de eu. De? Eu. Eu. Iar eu am Mao în zi. E un clash. A, și a fost clash? Da. Clash cu Palatul Partenerii, ca să înțeleg ce înseamnă zi. Cu alte, pe românești, ea a fost fericită că a divorțat. Nu, înseamnă că, să zicem, bine, când m-am uitat, nu făcusem cursul de selecție de date, nu m-am uitat acum la povestea asta. Dar ideea este că poți să-ți dai seama de niște lucruri. Câtă vreme am fost căsătoriți, lucrurile au fost absolut superbe. Când s-a terminat, s-a terminat. Dar nu a fost o chestie de genul să ne dăm în cap sau, știi? Adică s-a văzut oarecum selectarea de date. Bine, a fost adică o întâmplare. Adică norocul 9-9-2009, da? Da. Faptul că era o zi de succes, faptul că era o chestie, știi? Încă un lucru din tot ce înseamnă selectarea de date. Vor fi lucruri bune, vor fi lucruri proaste. Vor fi stele bune și stele proaste. Întotdeauna vor fi. Și în general sunt mai multe stele proaste decât stele bune. Dar unele sunt mai importante decât altele. Unele sunt mai puternice decât altele. De exemplu, dacă ai, să zicem, niște stele proaste care sunt în mod tipic proaste pentru chirurgie, te interesează chestiile alea la o selectare de date a zilei de căsătorie? Nu, că nu faci acțiunea respectivă. Câte vreme nu faci acțiunea respectivă, nu te interesează. Și cu porcul alb și cu porcul negru. Nu. Nu știi bancul cu ovele când l-ai invitat, nu știu... Un personaj din nobilimea chineză îl invită pe cineva și am un porc alb și un porc negru, pe care crezi că o să-l dai? Asta era povestea și cunoscă la Gramos. Da, asta era povestea. Și, ei, porcul alb. Și el spunând slujitorilor să taie porcul alb, da? Și, uite, și o să-ți arăt că decizia mea e fermă și asta, și să vezi că am dreptate. Și mănâncă ei și la sfârșit vin o coapă după tablă. Ce-a mâncat mai aici? Porcul negru, domnul. De ce? Nu contează asta, ci faptul că poți să decizi ceva și lucrurile să se întâmple complet altfel decât decizi tu. Veniți că primul în bucătărie au înhățat porcul și au trebuit să-l taie pe celălalt care spusese Nostradamus. Și asta a fost la purtea. Apropo de Nostradamus, vine Nostradamus acasă și-și ceartă câine. De ce te-ai căcat aici peste 5 minute? Las că știi, în principiu îl tănesc. Las că știi. Auzi, dar la căsătorii la noi, de exemplu, că e căsătoria civilă și religioasă la care... Crezi că la noi e complicat, stai să vezi la chinezi? Iau vreo 11 activități. What? 11 activități. În zile diferite, adică nu se fac în același timp că sunt... Sigur nu le poți face în același zi pe toate. Păi bine, bine, dar trebuie să existe... Păi unele contează mai mult, altele mai puțin, da, dar sunt tot felul de, adică este ziua în care... Civila sau religioasă? Și și. Depinde care, pe care pui tu mai mult accent. De principiu aia civilă. Fiindcă e momentul în care semnezi contractul. Și nici la religioasă nu te primește fără aia civilă. Păi nu, cred că e mai simplu. La contract, nu te primește fără contract, da? Nu, nu, cam întrebat. La rezultat final și la nuntă te uiți la proces. Cu improv și cu anulin. Da. Deși analizele ți le cere la căsătoria civilă. Cum mi se pare? Foarte super. Mai sunt niște straturi. Mai am să vă spun despre Shen Kong Dagua și după aia facem exemplele practice.
Ca să vedeți în practică efectiv. Asta, cum ce mă întrebam în lumea noastră vestică, ce, mă rog, spre deosebire de, oare sunt oameni care își caută asta sau? Nu, pentru că nu știu de el. Sau dacă a pătruns și... mai mult în lumea vestică, în Europa, în America. A pătruns în lumea vestică? Da, mă întreb în ce măsură... În contextul, de obicei, este cât oamenii sunt mai afaceriști și la un nivel mai mare în afaceri, cu atât sunt mai deschiși. Fiindcă nu e o coincidență faptul că oamenii ultra-bogați sunt ultra-bogați. Foarte mulți oameni ajung ultra-bogați prin selecție naturală, la modul că ai, să zicem, 100 de oameni care au aceleași abilități de afaceri, să zicem, da? 10 dintre ei folosesc și așa ceva. Vor avea un avantaj, clar, da? Și așa se selectează. Deci, în general, cu cât te duci la niveluri mai înalte și mai înalte, cu atât adică oamenii vor fi... Adică adresezi o nișă de piață, foarte bine. Cum? Adresezi o nișă de piață, până la urmă. Da, hai să vă zic o chestie, da? Deci, Apple lansează produse și servicii doar în zile bune. Asta nu-i face să nu chiar dă poate de piață în mod dramatic câteodată. Păi împotriva cărei firme pierd? A celor chinezești. Apropo de chestia asta, selectare de date în afaceri, da? Ai doi oameni care au fiecare o companie pe, în aceeași industrie. Da. Și sunt evident în competiție, unul cu celălalt. Cum faci selectarea de date? Faci selectarea de date încât să se combine cu harta unuia și să clășuiască harta celuilalt. Dacă ai un singur concurent. Ce înseamnă zile bune pentru o companie? Pentru că e o companie publică, nu există un singur. Ți-i cont de CEO, ți-i cont de, sau de ăla care... De cap. Ce... Da. Nasol e să fie o din aia o asociație multi... Sau depinde care e chestia, dar depinde care e acțiunea. Fiindcă dacă, de exemplu, vorbim de o campanie de marketing, ții cont de șeful departamentului de marketing. Dacă ții cont de... Serios? Deci nu de CEO în cazul ăsta, de exemplu? Nu neapărat. Depinde cine trebuie să beneficieze. Cine trebuie. Fie de CEO, dacă se poate, fie de șeful departamentului care are legătură cu acțiunea pe care o demarezi. Depinde succesul cărei acțiuni, la ce te raportezi. Iei și o persoană în calcul. Iei și o persoană în calcul, da. Fiindcă vrei să se lege cumva de povestea asta. Dar, să zicem că facem o selectare de date pe parte de Feng Shui. De activare, cum îți spune. Da. Dacă facem pe partea de Feng Shui, asta am vrea să facă ce? Am vrea să fie o dată bună pe partea de selecție de date. Dar, cum ziceam, asta are legătură doar cu 30-40% din beneficii. Dar am vrea să se lege și de oamenii care trăiesc acolo, de harta lor. Da. Și am vrea să se lege și de casă. Cum facem să se lege de casă? Întrebare pentru voi. Anul de construcție? Anul ce? Cine stă în casă? Păi aia sunt persoanele. Nu, anul în care a fost construit. Nu, care e perioada și... Sectorul. Ceva de la casă. Ușa de la... Sitting-ul casei. Sitting-ul totdeauna are legătură cu casa. O să vedeți că în modulul 3 de Feng Shui, când vorbim de 8 killings, vrem să eliminăm posibilitatea ca pe ce are casa în clash cu sitting-ul să existe ceva negativ acolo. Deci sitting-ul casei întotdeauna e foarte important. Fiindcă dacă este să alegem între facing și sitting, întotdeauna sitting e mai important. De ce? Are legătură cu oamenii care locuiesc acolo. Are legătură cu oamenii, are legătură cu sănătatea. Da? Dacă ai o problemă pe facing, mai e cum mai e. Că aia înseamnă... Exterior. Da. Exterior. Aia înseamnă bani. Dacă o problemă se poate rezolva cu bani, nu e o problemă reală. Dar dacă e vorba de oameni, de relații, de sănătate, aia nu se mai rezolvă cu bani. Hai că cu sănătatea poate. Dar nu prea.
Deci, ideea este că nu vrei să ai o problemă pe sitting. Dar vrei să ai beneficii care vin pe sitting. Ok? Și atunci, cum facem noi să legăm casa în selecția de date? Deci vedem sectorul care e pe sitting, ca animal. Exact. Deci în clash cu animalele. Nu vrei să fie în clash, dar vrei să fie în combinație. Să eviți tot ce e clash cu animalele. Să cauți combinație. Da. Deci dacă găsim o combinație care să fie ziua potrivită și într-un fel să se combine cu harta oamenilor și într-un alt fel să se combine cu sitting-ul casei, deja e altă poveste. Sau există posibilitatea ca sectorul în care facem modificările să fie sectorul de referință din casă pe care îl luăm în considerare, care să se combine cu. De exemplu, da? Vreau să pun un pat într-un dormitor. Și să zicem că patul respectiv este pe mau. Păi caut o zi care să se conecteze cu Mao. Way, Hai, Wei, Mao, de asemenea, Yin. Fiindcă leagă inclusiv sectorul și beneficiile din sectorul respectiv în toată povestea. Deci tot e mult mai frumos dacă construiești o casă cu sitting-ul care se pe sitting-ul bun pentru cei din casa respectivă. Dacă ai o legătură cu casa respectivă, ești un pic mai compatibil cu ea. Deci cum pornești cu sitting-ul la... Nu, ce spui? Eu sunt înțeles cu sitting-ul. Stai puțin. Ei, ieri... deci nu te duci la personal, la zi. Când ții cont de... De casă. Da, ții cont de... Animal, sectorul personal de animal. Da. În momentul în care, să zicem, există o... Dacă sunt, să zicem, în același grup, va fi mult mai ușor să faci orice fel de modificări pe feng shui, fiindcă îmbin și casa și persoana în aceeași poveste. Deci ar fi bine să-i pui într-o armonie. Dacă se poate, da. Adică să construiești casa într-o... Da. Și unde nu poți, da, unde nu poți să combini animalele, încerci să combini stems. Da. Da? Dacă ai, să zicem, uite, un Quay Sin, da? Da. Și ai un, nu știu, stai să vedem, un Sin, nu știu, Quay, da? Păi nu, că Quay e, da? Hai și Wu nu sunt într-o grupă compatibilă. Da. Și atunci, dacă ai acestea două de reconciliat, poți să ai un... Ping, Wei. Da? Wei se conectează cu Hai prin Hai Mao Wei. Asta este o triplă armonică de lemn. Da. Iar Ping împreună cu Xin sunt combinați. Da? Și atunci am găsit ceva care să le îmbine pe amândouă. Bine. Ați înțeles? O parte se combină cu una, o parte se combină cu alta. Un alt exemplu? Stai, puțin. Ce în prima coloană, ce în a doua coloană? Deci ce, cine e Quay Hai, cine e Sinu? Poate să fie o persoană și a doua persoană. Poate să fie o persoană și casă. Și casă și aia este ziua. Și asta este ziua. Sinu, mai pot spune un exemplu de curiozitate? Sigur, da. Sinu și Gang O să ai, să zicem, Ping Mao. Cum poate să fie o casă Sinu? Cum poate să ai o casă și un stem și un branch? That is the question. Cineva te ascult. Cineva mă ascult. Cu cele 64 de hexagram. Eram sigură pe asta. Trebuia să o lege și pe asta de ceva. Deci așa de face felicul la nas. Și după aia, o duc următoar. Fiecare hexagramă are un pilon. Deci e 60 de ceață. Să vedem dacă sunt trecuți și chiar pe Lopan. Lopanul tău. Cred că mult mai mult pe al vostru. Da? Da. Vreau să mă uit să văd dacă ești aici. Și nu.
Nu, pe al meu nu sunt. Dar există schemă. În alea mici dumne, dar mie sunt? În alea mici dumne, dar mie sunt? Ce ți-am dat ție? A, alea de acolo, cred că da. Cred că da. Ia să vedem. Să văd dacă încă se scrie aici. Tu l-ai pe ala albastră, trebuie să l-ai pe ala albastră. Dar oricum se pot deduce... Bună, bună! Există astfel de scheme care pentru fiecare hexagramă vă zic exact pilon. Bine, asta înseamnă că nu ne interesează în Feng Shui doar, să zicem, eu știu, sitting-ul la modul că este pe animal. Și ne interesează la nivel de grad, la nivel de hexagram. Și atunci e altceva. Care e la fiecare câte 5 grade. Și atunci e altă poveste. Dar aia de obicei ne interesează la nivel de Shen Contact.